Forța Dinamo, așa este. Asta e, asta vreau să aud. Sau doar Dinamo București este în inimile noastre. Asta e deviza dinamoviștilor de elită. Asta cu stâna, stâna să se ducă. Avem alta cu stâna. Începe cu mui și se termină cu e. Asta. Înțelegeți? Cu stâna nu prea servim noi. Batem sâmbătă la Sibiu. Doamne ajută să batem, deci noi suntem alături. Dacă Burcă, am spus, dacă Burcă va reuși să câștige măcar 3 puncte din partidele astea, trei, ultimele 3 partide, eu spun că e mulțumitor, adică putem să fim mulțumiți. În realitate, dacă ai câștigat un punct cu CFR Cluj, ocupanta locului 2, atunci poți să spui că ești o echipă care poți să bați Sibiu. Nu, nu vin la meci. Nu vin la meci, dar am delegați acolo, am prieteni care merg la meci. Am din echipa de dinamoviști de elită care va fi prezent acolo 100% și va fi ok. Noi sperăm măcar, am zis, măcar 3 puncte dacă ia Burcă, e mulțumitor din partidele astea care le jucăm acum, dar realitatea spune că măcar 6 ar trebui ca să zici că ești acolo în cărți. Deci avem cu Sibiu în deplasare, după aia venim acasă cu Iașiu și ieșim din nou în deplasare la Buta. Deci e destul de grav și astea sunt, ați văzut cum s-a punctat în presă, astea sunt echipele care ne sunt rivale practic în lupta asta pentru retrogradare. Nu sunt din București, sunt din Constanța, pentru toți care mă urmăriți, deja mulți, foarte mulți știți. Nu mai știi niciun jucător de la Dinamo, nici nu merită să-i știi pe ăștia, dar totuși, nu putem să stăm, uite, eu, cel puțin eu nu pot să stau deoparte. Nu pot să stau deoparte, deci eu când e vorba de Dinamo, poate mă supăr pe ei sau nu știu ce fac, dar toți sunt cu ochii pe știri, cu ochii pe meciuri, pe asta. Timișoara, salutări! Te salut! Departe, dar acolo e curentul Viola, acolo, la Timișoara. Care au mai scăpat așa de curent, de să nu fie curentați, au mai ajuns și câini. Facebook-ul meu? Mă găsești, Dinamoviști de Elită, dacă scrii, sau Robert Munteanu, dacă scrii acolo, să găsești. E imposibil să nu mă găsești. Mă poți găsi și pe YouTube, pe Dinamoviști de Elită, canalul Dinamoviști de Elită. Dar cine nu se ducea după ei? Ne duceam toți după ei, după Dinamo. Da, ne duceam după Dinamo în toată țara. Așa este. Și eram copii, da, într-adevăr. Eram ciutani. Dacă ne prindeau ăștia, ne dădea nașul la prima jos, spunea să nu ne mai prindă pe acolo, ne urcam în vagonul la altul și tot așa. Așa plecam și noi. Da, era echipă, dar ce să mai vorbim aici? Vorbim de o trupă super puternică, nu? O echipă blazon a fotbalului românesc, eu zic că e cea mai galonată. Din Liga 1 este cea mai galonată echipă. 26 de ani? A, mai mult. A, mai mult și de Dinamo și... Da. Așa e, trebuie să fim toți câini până la moarte. Te știu de pe Facebook, Barbu. Sau cum prefer să zic. Pot să zic Petre. Dragii mei, pot să încep așa, că nu prea sunt băieți, nu prea au venit câini de pe Dinamo de Elită să urmărească live-ul, dar o să începem să dezbatem subiectele care eu le consider importante. Prima dată trebuie să discutăm de asta cu stadionul. Pe ProSport, acum spre seară, a apărut o știre, dinamoviștii primesc o veste extrem de bună, mulți înainte, Petre. Sau Barbu, păi îmi spui cum să spun. Eu zic, o să zic Petre atunci. Dinamoviștii primesc o veste extrem de bună în ziua care sărbătorește 72 de ani de la inaugurarea stadionului. Sau Clubului Sportiv Dinamo, da? Baza care a fost dată în folosință pe 14 octombrie 1951. Deci, Compania Națională de Investiții, nu mai citesc toate porcăriile astea. Salutare, salutare, Cristi! Haideți că m-am legat aici la mâini, nu mai știam ce să fac în TikTok-ul ăsta. Am încercat să intru la fix, dar n-am reușit.
tehnica asta e periculoasă. TikTokăream asta e grea. Emisiune reușită, chiar că reușită. Băi, zic ăștia, comisiile, nenorocirile, ministerele, că gata, stadionul, peste vreo 20 de ani, asta, Doamne, ferește, mă bat cu una peste gură, va fi gata. Ce să vorbim? Ce să mai zicem? Nu mai spune nimica. Uite, zic ăștia că gata, în sfârșit, CNI-ul ăla a aprobat prin Consiliul lui sau în Consiliul lui Tehnico-Economic investiția pentru construcția arenei multifuncționale Dinamo. Deci ar trebui să fie gata. Deci de data asta să ne gândim că avem stadion. Doamne, se face, eu v-am spus că se face, dar acum ce să... În 4-5 ani Dinamo să ajungă un brand al Europei după ce face stadion. Doamne, am zis, după ce apare, după ce se începe mișcarea cu stadionul și o să știe ăștia grei care sunt în spatele lui Păcălicii ăștia de la Rede Noi, atunci o să-și facă eu un plan și o să vadă care-i treaba. Dar ăștia tot tragă ăștia, dacă ți-a observat, tot tragă ăștia cu 3 ani. N-ați auzit cu 3 ani? Că în 3 ani ce fac ei, că fac căcatul praf, că nu știu ce. Chiar vreau să... sau eu știu, v-am pus niște postări pe acolo, pe Dinamoviș de Elită. Chiar am pus o postare a lui ăsta, lunea... Cine a spus acolo că în 3 ani? A zis ceva. Dacă am avea o baghetă magică, uite, zice Nea Nicolescu, Nicoleta. Uite ce zice. Dacă am avea bagheta magică, am putea spune că ne batem la titlu. Zice, dacă avea, dar n-are bagheta, înțeleg? Muncim în fiecare zi și avem 3 ani la dispoziție. Spune și voi cum e cu 3 ani ăștia. Ce vor ăștia să zică cu 3 ani ăștia? Ei tot zic de 3 ani, tot bate apa în piu cu 3 ani, cu 3 ani. Hmm? Da, din 91 se face. Din 1991 tot se face. Tot se face stadionul de... Ne-am plictisit noi de el. Îi salut pe toți care s-au alăturat live-ului nostru acum. Ce se aude? Se va face și polivalenta nouă la Dinamo București odată cu stadionul? Băi, ăștia spun că e complex multifuncțional. Deci nu-i vorba numai de stadion acolo. Înțelegeți? Eu n-am auzit. Acum, sincer, m-am interesat mai de stadion. Eu am vorbit cu niște prieteni de-ai mei care au ceva poziții pe acolo mai grele, înțelegi? Dar nu la Dinamo, la minister. Și am vorbit cu cineva de acolo și mi-au spus anul ăsta, am avut știre pentru voi și am zis, băi, la sfârșitul august se face. Dar, după cum ați văzut, în România nu se specifică anul. August, dar nu se știe care. Cineva este în spatele acestor redenoiți, nu? De vorba de rezii ăștia, căcărezii, da. E în spatele lor, v-am spus. Băi, fraților, deci o să discutăm puțin despre ei, despre strategia asta, Dinamo fără patron, singura echipă fără patron. Hai că discutăm și de meciul cu Sibiu, să începem cu asta, cu Dinamo echipa fără patron. Frate, echipa fără patron, dar are patron, pentru că dacă nu era făcut, dacă n-avea patron... O luau alții, ați văzut că s-a aruncat Cionca, Monca, au fost ăștia pe acolo, nu? Ăștia vreau și ei. Dar ei vreau pe un leu sau ce vreau ei, nu știu ce vreau. Înțelegeți? Și, deci Dinamo este echipa fără patron. Da? Dar are patron. Ați văzut că banii ia cineva de acolo când e vorba. Când se vinde un jucător Păsărescu sau asta, spune cineva, vinde-l, dă-l, nu face așa, fa așa, cineva angajează președinți, cineva face nu știu ce. Înțelegeți? Îi aduce părere de noi, ți ăștia. Ați văzut ce de inepție a zis ăla? Hai să comentăm despre inepția asta lui Nicoleta. Nicoleta zice că am fost la o întâlnire în iulie la o masă mare, făcea caterincă de unii din Amoviș care că au spus că vin cu investitori și n-a venit niciunul, înțelegi? Dar după aia spune, banii alocați de mine, deci fiți atenți aici, de mine, deci de Nicolescu, da? De când Rede Noite a intrat în acționariat, sunt cam 4 milioane și un pic. Ce ziceți de asta? Haideți, comentați la faza asta. Chiar vreau să vă aflu pe opiniile voastre. Voi credeți măgăria asta? Cum adică? A băgat 4 milioane și un pic. Deci el a intrat în Rede Noite când? În aprilie anul ăsta, nu? Și deja au băgat 4 milioane jumate. Dar eu l-am întrebat acum pe Nicoleta altceva. De unde avea el 4 milioane? De unde are el? Că el nu are 4 milioane niciodată. Dacă controlezi aici, alo, miliția, fiscul, alo... Direcția Generală Anticorupție, ăsta a spus că a băgat 4 milioane la Dinamo. De unde i-a avut? Că nu, el e un om care nu-i bogat, n-are atâția bani. De unde are, domne, banii ăsta să bagi el 4 milioane jumate?
Dacă a zis că i-a băgat, nu? Dacă e să-l credem. Tot Badea conduce? Păi e acolo, n-ați văzut, are și acțiuni. El are acțiuni, el e singurul care e la vedere. Înțelegem? Sau nu? Dacă se face stadion, nu vine și Borcică. Cum să nu vină Borcică? Păi da, el este acolo, nu vine nicăieri. El e acolo, vă spun eu. Păi n-ați văzut că a apărut cu interviuri și a spus acolo că, mai repet, în live-urile trecute chiar am spus, am punctat chestia asta. A apărut zilele trecute, nu știu în ce cotidian de ăsta sportiv, și a spus acolo că dacă eu aș fi la Dinamo, aș face faza următoare. L-aș lăsa pe Burcă acolo, până în iarnă, și după aia l-aș aduce pe Rednic. Și cred că așa se va și întâmpla într-un final, pentru că ăsta Burcă nu poate să ducă. E o pălărie mare pentru el. Deci Dinamo e o pălărie mare și o va demonstra el. O va demonstra acum, în momentele astea. Dom'le, situația, v-am zis, e foarte, 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 cum să zic, sumbră, pentru că noi avem, dar nu avem patron, înțelegi? Păi așa, de ce nu venim noi? Hai să venim noi. Sau de ce n-au luat ăștia? Să vină Socius din Dinamo și să ia ei. Sau să ia cu DDB-ul mână în mână amândoi și să se ducă acolo. Socius și să se ducă și să ia echipa. Să facă ei ce vor, să facă ce fac și rezii ăștia. Că până la urmă asta fac ăștia. Burcă antrenor bun, mie îmi place. Băi, fiecare cu opinia lui, dar eu spun sigur că ceea ce poate Burcă se vede acum. Nu poate, înțelegeți voi? Deci el a fost antrenor la Slatina, da, în divizia C, a venit la Dinamo, a clasat Dinamo pe locul 4 sau 5, cât am terminat noi anul trecut, da? Și ce a făcut? Ce a făcut? A început campionatul și a mâncat bătaie de la toți. Ne-a bătut. Prăzarii ne-au bătut. Oile ne-au bătut, da? Rapidul ne-a bătut. Nu ne-a bătut CFR-ul, dar CFR-ul nu intră în gașca noastră de echipe de astea grele. Nanicu îi poate distruge într-o oră. Păi îi distrugea și fiant acum, hai să ne gândim acum, să gândim la absurd. Nu e nimeni. Deci Nanicu nu are legătură, Borcea nu are legătură, n-au niciunul. Și sunt rezii ăștia, da? Sunt băieți ăștia. Cine îi lăsa pe ei? Deci îi lăsa pe ei Badea, mai ales după episodul ăla când s-a supărat el și a luat jucăriile și a plecat și nu știu ce, a cerut să... Nu știu ce. Nu știți când s-a supărat el pe PCH și ăștia și a rupt el lanțul de iubire? Ați văzut? S-a discutat chestia asta și ce s-a întâmplat? Nu s-a mai întâmplat nimica, nu? Stă liniștit acolo și vede de echipa aia din divizia D și la, unii spun că o să și-o facă și-o ridic, ridică. Dar de ce să o ridice pe aia sau de ce să facă el cu aia ceva dacă oare e acționar la Dinamo bun? Nu? Cum? Nu înțeleg. El acționar la Dinamo, adică are câteva procente bune acolo și ce face? Își bate joc sau ce? Măcar la vedere, deci el e singurul care e la vedere. Deci asta e problema numărul unu, că băieții ăștia să dea, am presupus prin absurd că ei nu sunt, da? Și după aia ați văzut că totul duce cam că sunt. Deci dacă nu erau, da? Și revin acum la subiectul ăsta care ne interesează, dacă ei nu erau și totul era așa cum se arată că sunt rezi în rede noi și nu știu ce, vă dați seama că Badea în secunda 2 spunea gata, alo, o băieții, gata palmaresul, gata, hai, lăsați circul, Dinamo nu sunteți voi, înțelegi? Și îi chema pe ea la arme acolo în Liga 4 și nu știu ce. Unii spun că se pregătește să facă și nu știu ce și alea. Nu se pregătește, că dacă vrea, făcea. Deci, n-are rost. Se creează o emulație aici în jurul echipei astea. Deja dacă ați observat, se creează prin ajutorul galeriilor ăstora. Care una e sponsorizată de ăla, una de ăla. Ele sunt înfrățite, dacă ați văzut. Deci, studiul mie mi se pare că e o secție sau aripa lui PCH care echipul s-a desprins, dar încearcă să meargă la două capete nea PCH. Înțelegi? E așa mi se pare. Ori o fi o chestie de șucă, cine conduce, care împarte brânza pe acolo, nu știu care e adevărul, dar nu face nimic cu cealaltă echipă. Păi dacă ăștia, de exemplu, dacă ar veni acolo și ar băga bani și ar veni cu jucători de top și asta, spun că mulți s-ar duce ca oile acolo. Eu așa zic. Dom'le, lovitura știi unde e? Eu vă spun, lovitura care. Cine intră și ia prin planul cu clubul sportiv? Deci acolo este lovitura, sub centură. Pentru că vrei, nu vrei, trebuie să te faci frate cu clubul sportiv. Cine reușește să obțină un parteneriat cu clubul sportiv Dinamo, ăla va reuși să spună că e Dinamo. Înțelegeți?
Dar eu vă spun sincer că Badea n-are niciun interes, pentru că Badea are acțiuni la Dinamo, de ce să-și bate el cu Iental? Păi el frumos, stă relaxat, i-a pus pe economiștii ăștia să lucreze la butoane, ei nu mai înjură nimeni, nimeni nu le cere performanțe, înjură pe ăștia și la revedere. Că noi înjurăm pe Voicu și pe Niculescu, nu? Și pe vă spun eu acum și vă întreb, acum, Becali, dacă e el acolo la FCSB și el e bosul, de ce nu se duce... De ce nu preia el funcția de președinte să se ducă el să tragă? Adică ce investitor ar vrea să fie el președinte și ceea ce s-a întâmplat la noi? Deci Niculescu ăsta care a băgat 4 milioane până acum, 4 milioane jumate după declarațiile lui la Dinamo, da? Deci dacă băga 4 milioane jumate la Dinamo, deci eu cred că Dinamo deja avea un lot de jucători de top. Dar nu știu ce o fi băgat. O fi băgat cărbun. 4 milioane de cărbuni sau 4 milioane de, știu, de... N-a specificat moneda, mi se pare. Sunt cam 4 milioane și un pic, n-a specificat moneda. Fiți atenți, că e hoț. Eu zic că dacă vrea, face. Asta e. Dacă vrea, Neanicu, face. Dar nu vrea să facă. Și dacă vedeți, dacă tăcerea asta lui arată că el e acolo și acceptă. Înțelegeți? Adică tolerează, mai bine zis, nu acceptă. Deci el tolerează ceea ce se întâmplă la Dinamo, e clar. Domnule, eu spun așa, deci n-am informații, că v-am spus, nu sunt detectiv și nici n-am eu timp să-i fugăresc pe ăștia. Dar voi ne-ați văzut că în presă nu iese nimic. Ăsta e un subiect foarte mișto, dacă vă gândește-te, să fie un ziarist ăsta de investigații, ăsta e cel mai mișto subiect, ca să-l găsești în grădătura de la Dinamo, să te bagi acolo între ei. Dar vă dați seama că aici e și cu politică puternică, dacă ați observat, au fost plânsete la Pitești, că de ce jucătorii n-au făcut nu știu ce, că le-a pus în mâncare nu știu cum, că nu știu ce le-a făcut. Și dacă ați văzut, noi suntem, nu suntem așa invincibili cum am arătat noi atunci. A fost meciul la POC și după aia în următorul a trebuit să ne descurcăm cu ce am avut. Și în următorul meci, dacă ați văzut, a făcut calcanul, faza aia, a luat roșu. Ce ziceți? Arbitrii au fost așa prietenoși și cu minți, înțelegeți? Deci eu am văzut o chestie, că parcă s-a vrut, parcă s-a dorit ca Dinamo să intre în prima ligă. Și informațiile mele, v-am spus, au fost clare. Domnule, mergem la baraj și ne calificăm. Și ați văzut cum s-a făcut chestia cu barajul. S-a făcut în așa fel, când s-au aliniat planetele în așa fel, încât să nu cazi cu UTA, că dacă jucai cu UTA era puțin deranj. Înțelegeți? Era puțin de... Bună seara, Claudiu, bună seara! N-am fost punctual pentru unii dintre voi, probabil am zis că intru la ora 21, dar n-am intrat la fix, am intrat mai târziu puțin. Sper să ne strângem câțiva și să dezbatem niște subiecte așa. Eu am început cu subiectul ăsta care mă pasionează pe mine cel mai tare. Dinamo club fără patron. Și fără patron, dar totuși care joacă așa cum cântă unii. Și v-am spus, influențele politice au sugerat că Dinamo e condusă de niște oameni grei. Vă dați seama, din moment ce totuși există puțină susținere acolo, da? Ați văzut la faza cu stadionul. Au spus foarte mulți, dacă v-ați citat în presă. Foarte mulți au zis, domnule, Dinamo a fost sprijinită și până la urmă s-a obținut arcul de triumf. Pentru că din greșeala lui Burcă și incompetența lui Niculescu, ați văzut, Dinamo nu mai avea cu unde să joace, pe ce stadion să joace. Și ați văzut că până la urmă a apărut stadionul, că pierdeam 3 puncte, nu 3 puncte. Pierdeam meciul la Maza Verde și urmau suspendări. Meciul am și pierdut ulterior, dar nu contează asta. Contează că atunci când nu găsești stadion și nu te aliniezi normelor FRF sau LPF, suferi niște sancțiuni. Și sancțiunile erau de ordin financiar puternic și pierdeai și puncte. Puteai să fii suspendat să-ți pierzi toate punctele care le aveam. Și așa era în vai capul nostru. Deci cam asta e problema. Eu spun că fiind o influență politică acolo și fiind niște, știu, și un vânt așa cald bate dinspre Clubul Sportiv Dinamo, eu spun că sunt grei ăștia în spate și ăștia dictează. Oricum, v-am spus care-i treaba. Eu îl demontez pe ăsta, pe Niculescu și pe Voicu, îi demontez așa scurt. Când spui tu, Niculescu, că ai dat peste 4 milioane jumate tu personal, deci uite, spune, banii alocați în proiect de mine, de când sunt în Red and White, sunt cam de 4 milioane și un pic. Și băiatul ăsta nu m-a uitat pe declarația lui de avere, m-a uitat pe al lui Voicu. Și am văzut acolo că... Am văzut că Voicu n-are nici el.
Anvergura de Dinamo, n-are așa ceva. Nu are anvergură de Dinamo și atunci nu putem să discutăm. Deci, ei sunt niște paravane acolo puse, doi pioni care joacă în fața noastră și încearcă să ne păcălească. Să ne arate ceea ce nu e, de fapt. Nu, la nivel mondial, de fapt, se joacă așa. Dar ați văzut și ăștia reprezentanții prin guverne și astea, sunt niște paiațe toți. Dar, v-am spus, e supărător când vezi la Rapid un șucu, îl vezi pe ăsta pe oier cum ia tot ce e bun, indiferent că iese pe 2 de nu știu câți ani, dar asta e treaba. Vezi niște jucători de top acolo în echipele. N-ai ce să faci. Și vine paiața asta și spune că a băgat el 4 milioane jumate și el nu e în stare, că ajungi și la subiectul rotar, el nu e în stare să negocieze măcar. Da? Deci nu e în stare să negocieze. Ăștia cu oile îi dăm afară, i-am blocat. Nu mai comentează, dar rămân comentariile acolo, că nu stau acum să mă apuc să șterg, să... Sunt preocupat să discut cu voi. Oile să se ducă dracului, să le ia la oier. Problema e aici, la subiectul ăsta, patron, că Nea Nicolescu ăsta ne-a fluturat prima dată cu Lupescu, dar imediat cu... Cum a văzut că a mâncat bătaia atunci, a mâncat bătaia la Galați și practic acolo balonul de săpun s-a spart, pentru că, uite, discuți și cu băiatul ăsta care îl simpatizează pe Burcă. Băi, dacă el e antrenor și e bun de și știe și asta, a spus, băi, nu poate cu echipele bune, cu astea din top, nu? Și acum a venit și a jucat cu Oțelul. Și ce ai făcut la Oțel? Ai mâncat bătaie, lamentabil, ai un șut pe poartă n-a tras. Acum urmează 3 meciuri care ne arată clar cine e, ce cu el. O să vedeți. Nu mai e loc de ascuns. Gata. Da, nu mai suntem ce am fost odată. Discutăm acum de ce avem acum. Despre ce putem să... Ce, la ce să ne așteptăm în continuare. Deci eu vă spun, acum discutăm de patronii ăștia. Da? Deci Nicolescu ne-a fluturat cu Lupescu prin față și Lupescu după aia a dezmințit și a spus că nici nu s-a discutat ca el să vină. Nici nu a fost vorba ca el să vină, da? Și acum nea Nicoleta asta zicea că s-ar fi discutat cu Rotariu. Iar a fost vorba, că Dinamo îl vrea pe Rotariu. Dom'le, hai să ne înțelegem și știrile astea, că uite, m-au întrebat foarte mulți. O promovare de salon. Da, a fost ceva... N-am fost doriți, mă, înapoi. Înțelegi, Cristi? Am fost doriți înapoi. Dacă nu eram doriți înapoi, nu mai promovam noi. Că ai văzut că s-au aliniat planetele și la... atunci când am intrat în play-off și... Da, de la patroni. Păi patroni n-am avut. Înțelegeți? Deci a apărut nenea Nicolescu ăsta să-mi păstez ideea, să o duc până la capăt. A apărut și a spus că s-a discutat cu Rotariu. La un moment dat a apărut în presă tot felul de Dinamo îl vrea pe Rotariu. Deci când apare o știre de genul ăsta, Dinamo îl vrea pe Rotariu, înseamnă că cineva din interiorul clubului a dat știrea asta cuiva. Și de regulă le dă la ProSport, dacă ați văzut. Pentru că Gazeta Stânei cântă pe partea asta la altă, nici ProSportul nu cântă cu noi sau nu știu ce, dar măcar acolo se dau știrile. Știi? Sunt anumite interese. Se dau pe la Play Sport, se dau, că ați văzut, se dau pe la ProSport și la ProSport a apărut asta, că Dinamo îl vrea pe Rotariu. Știți, când era Rotariu liber de contract și că dacă nu găsește el echipă în altă parte, s-ar putea să vină și nu știu ce. Dom'le, apare Nicolescu acum și spune că nici măcar nu s-a discutat. Înțelegeți? Deci a apărut Nicolescu și a spus că nici măcar n-a fost vorba ca... nu s-a discutat, nu s-a negociat. Nici eu nu pot să vorbesc despre Dorin Rotariu, uite ce spune Nicoleta. Deci am avut doar o discuție dacă ne putem așeza la masă. Deci, adică i-a zis, bă, putem să discutăm și noi cu tine și el a zis, marș mă de aici, cine ești tu? Ieșiți mă, căcaților. Înțelegeți? Cam cum e treaba. Nicoleta ce zice? Zicea ceva ieri de Vlăduț Munteanu? Da, uite, o să discutăm și despre chestia asta, că toți suntem la o șuietă aici din Amovistă. Da, Nicoleta spunea de... Nu știu dacă e adevărat, încă n-am verificat pista asta, dar e o minciună sigur și aici. Din câte am văzut, se cam păstrează silențiu stampa așa.
Nu știu, Vlad Munteanu nu văd că ar avea mare relații și asta, dar oricum e cât de cât, e mai experiență decât ăsta, decât... Dar bine, dacă îl ia, el o să fie el prezidente, ăsta Nicoleta, da? Și pe Vlad Munteanu să-l bage director sportiv, înțelegi? Adică ce a fost Răducioiu? Nu e... Băi, dacă ai lăsat directorul sportiv să se ocupe el de ceea ce trebuie să facă și să-l lași în pace, știi, să-i dai puțin tupeu, cred că da, s-ar putea face ceva, dar dacă se bagă ăsta, plăpândul ăsta, femeiușcă ăsta, nu face nimic. Nu le ia nimeni în calcul, vă dați seama. Ăștia se șterg la fund cu el, înțelegi? Păi tu când îl vezi pe ăsta, ce dracu faci cu el? Că zice că a băgat 4 milioane jumate și tu știi că el e un om care o avea și el vreo câteva sute de mii sau, eu știu, 100 de mii sau cât o avea și el averea lui. Dar cum să bagi el 4 milioane? El e o paiața cuiva, adică e plătit. Adică ai luat 150 de mii de la Șucu, că ți-a dat Șucu bani și tu acum vii și spui tu mie că ai băgat 4 milioane și jumate la Dinamo. Hai bre, lăsați-o așa, nu. Dar e nesimțire și eu știi ce, cum consider eu și cum văd eu lucrurile astea? Îl văd ca pe un afront, ca pe un insult adus inteligenței la suporterii naoiști sau a suporterilor din naoiști. Deci nu pot să-mi închipui. Deci eu mă simt jenat și enervat când văd chestiile astea. Adică am băgat 4 milioane jumate, bugetul va fi între 5 și 7 milioane. Bă, păi dacă ai buget de 5 milioane, păi tu aduci jucători, poți să-ți aduci jucători, poți să aduci un antrenor, că ai buget de 5 milioane și nu ai bani să aduci un antrenor, mă, îl ții pe burcă. Te zgârcești cu burcă, tu când vezi, avem încredere în el, mergem pe proiect, mergem. Ce treabă cu proiect aveți? Deci când l-a adus pe Guardiola și l-a pus acolo și acum gata, lasă să facă ce vrea el acolo sau... Băi, lăsați-o dreagul, că ăsta e un antrenor care a antrenat la Slatina, mă. Deci ce vorbim aici? Eu acum ce fac? Eu m-ar fi, fii atent, vin cu banii mei și eu îi bag într-un antrenor de ăsta de căcat care nu poate să facă sau nu poate să facă și cel mai mult nu poate să facă. Cum fac? Eu îmi risc eu banii, bag bani ca să-i fac eu lui Burcă, ce să-i fac? Statuie? Ce căcat să fac cu el? Nu știu. E foarte cusută cu ața albă aici. Da, sunt vorbe în gol, e clară treaba. Dar vorbe în gol, dar știi care treaba? Ne ia pe noi de proști, asta e mai din nasol. Deci eu așa văd lucrurile. Nu știu, acum cum vă simțiți voi și spuneți-mi și mie părerile voastre. Intrați cei care sunteți pe live, vă rog frumos, intrați și spuneți-mi voi ce părere aveți despre subiectele care discutăm. Deci mie mi se pare foarte, 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 eu știu, nesimțit să vii tu să spui așa, să dai declarații de astea în vânt, așa, bă, dar chiar n-ai niciun pic de rușine, înțelegi? Băi, ai venit la Dinamo, băi, aici e o comunitate de suporteri de top class, bă, băiatule, nu poți să vii tu mie și să-mi spui tu mie aberații de astea, că ai băgat 4 milioane jumate, că îl lași pe burcă să ducă la capăt un proiect de 3 ani care să ajungă el, ce dracu să ducă ăsta? Păi, el învață la Dinamo, mă, învață. Se încalță, s-a încălțat cu fesul când a venit de la Slatina, vă dați seama? I-a aruncat valilează cu chiloții peste gură. Păi, n-avem cum să ne gândim decât că omul ăsta își bate joc de noi. Înțelegi? Și asta e, am ajuns sub bătaie de joc pentru că s-a permis. Structura mafiotă care e concepută la Dinamo este, v-am spus, conține persoane care se intră în mediul online și manipulează oamenii. Sunt ăștia antibună care nu poți să spui nimic acolo dacă te duci să zici cu o burcă sau nu ce, te bate ea din peluză. Înțelegi? Deci tu nu ai cum să faci. Dacă am auzit faza asta cu oamenii erau nemulțumiți și peluza l-a chemat pe burcă la gard și l-a aplaudat. Înțelegeți? Și ăștia din stadion n-au spus nimic, și după aia au plecat spre casă și spre casă îl înjurau toți. Păi cum facem aici? Că nu înțeleg. Poate a băgat 4 milioane în buzunar. N-a avut de unde să ia deocamdată atâția bani să fure. Dar o să ia, vă dați seama. Distribuiți materialul nostru. Distribuiți materialul nostru dacă, eu știu, să mai aducem oameni, să mai aducem... E la un mic de elită pe aici, că vă că ce de la Ianul ni se trage. Băi, de la Ianul, de la... Băi, Claudiu, eu așa mă simt și eu. Uite-te, și mă uit cu stupoare la unii că, băi, frate, cred orice, pun botul la orice. Te se contrazic cu tine dacă îi spune aia Radio Neghiniță, Radio Jegoiță aia, dacă îi spune că nu știu ce, gata. Și aia, exact cum spunea, e flăcăul ăla care îmi place foarte mult, cum nu știu dacă a venit pe live, dacă s-a alăturat.
Andro, ești pe live? Să-mi zici dacă ești aici. Deci e băiatul ăla care le spune bine pe live-urile. Ăla mi-a zis și de burcă de la început. Eu am spus, băi, trebuie să-i dăm o burcă șansa. Deci eu sunt un om care... eu mi-am dat seama că burcă nu poate să ducă în Liga 1. Pentru că voi mă cunoașteți pe mine. Sunt un om care văd bine fotbalul. Am experiență mare de fotbal și asta. Și în general sunt priceput la astea. Și am ochi. Și l-am văzut pe burcă că nu poate să ducă. De când a bătut el Piteștiu. Dar am spus, băi, merită. Eu așa sunt un om care... Îmi place să ofer șanse. Zic, bă, dacă omul a demonstrat că s-a calificat, nu contează că a fost ajutat, că ce a fost acolo, că nu știu ce. A reușit să promoveze echipa, a reușit imposibilul cu ce era acolo, să spunem, da, merită o șansă. Dar ați văzut voi că șansa asta nu mai vrea să plece acum. Ține de scaun și se bute așa, s-a agățat de el și nu mai scăpăm de el, înțelegeți? Deci nu are valoare, nu e valoros, n-ai ce să faci cu el. Băi, frate, din căcat a făcut bici. Eu am spus, uite, v-am explicat acum cum văd lucrurile. Deci am înțeles. Ne-a calificat, cum s-a calificat. Și am spus mai devreme. Uitați-vă în materialele mele și am spus-o cum s-a calificat Dinamo. Și uitați-vă acolo. Deci s-a calificat cum s-a calificat și acum ai ajuns în Liga 1. Ai tăiat în carnevie, da? Și ai dat afară pe jucători fără niciun pic de milă. Deci ai dat afară. Pe ăla l-ai dat afară. Pe ăla l-ai trecut pe bancă. Pe ăla l-ai trecut în tribună. Tu porți responsabilitatea, tu ca antrenor, în momentul când ai făcut ce ai vrut tu, că nu s-a băgat nimeni peste el. Ai făcut ce ai vrut tu. Și tu atunci porți responsabilitatea și tu via, după aia apari, după ce te umilește farul, deci își bate joc de farul de tine cu 10 oameni și îți face ăia capul franjuri și îți dă 2-0 și tu vii la interviuri și îți ridici din numeri și îmi spui că asta e? Cum adică asta e? Sau te bate oțelul și nu mai ai replică, nu mai poți să spui nimic. Nu ai cum să spui, n-ai ce să zici tu ca antrenor. Deci e clar că tu ești depășit de situație. Deci tu când vii ca un investitor, tu poți să aduci și investești atâția bani, cum spun ăștia că a băgat 4 milioane jumate ăla. Păi băi, frățicule, eu aduc ca antrenor, plătesc. Cât e clauza de reziliere? Cât credeți că are Reding? Sau cât credeți că are, cum zice, Ciobi? Sau cât are Dorin Munteanu? Dacă îi dai lui Dorin Munteanu, te duci și îi pui 100.000 pe masă și spui, uite, iei Dinamo acum, îți dau jucătorii, deocamdată în primul an îți aduc niște jucători mai subțirei, așa te descurci cu ce ai până în iarnă, după aia îți mai facem niște update-uri, niște upgrade-uri, spui tu ce jucători să aduc și de la anul îți băgăm ceva, îți facem un proiect care să ajungi în 3 ani de zile să iei titlul, tu. Și spun eu că Dorin Munteanu pentru un proiect de ăsta vine și dacă îi dai bani și îi dai și un salariu ca lumea, vine. Dar tu dacă ești pârlit și ești vai capul tău și spui că ai băgat 4 milioane jumate și tu n-ai bani în buzunar, îți fluieră vântul. Înțelegi? Tu cum să l-aduci tu pe antrenor? Tu îl ții pe burcă, că ăla burcă stă pe 7.000 sau 5.000, cât dracu că fi dat. Băi, fără bani nu faci nimic, dar asta, totul pleacă de aici, dar acum trebuie să te gândești un pic. Trebuie să te gândești un pic că... O să discut și de rotariu. Am spus, de fapt am spus-o, dar uite, mai repet încă o dată. Nu e o trădare, nu văd ca pe trădare. Faptul că rotariu a ales să plece la FCSB, păi are un salariu incredibil, nu știu cât are, 20.000 sau cât i-a dat pe lună. I-a dat 100.000 la semnătură, păi ce vrei, asta e, așa se face. Vrei un jucător, plătești banul și l-ai luat, asta e, dacă n-a fost o sumă uriașă. E la 28 de ani, e un fotbalist destul de bun, are viteză. Spunea și Ilie Dumitrescu, are jucători de pasă, e bun, dar nu e atât de bun ca să spun că îmi decidea mie lotul acum dacă la Ceana Dinamo făcea căcatul praf, înțelegi? Băi, n-au, Claudiule, nu, ăștia, într-adevăr, ei au venit să nu se investească banii cuiva, că ei nu investesc, ei sunt niște administratori, administrează niște fonduri, înțelegeți? Administrează fondurile ca în așa fel încât să țină echipa până ea de plutire și să facă și ordine, da, un pic, și să mai și tragă și ei. Ăștia, boșii din spate. Cam asta e. Deci, da, am spus de Rotariu. Rotariu mie mi se pare un jucător care putea ajuta. E un jucător valoros, l-ar fi vrut orice echipă din Liga 1. Hai să fim serioși. Că, într-adevăr, l-a aruncat bulgarii de acolo... cap o cârpă și a reziliat cu aia, nu e o problemă, dar e un jucător care
Ce nu-mi place mie la Rotariu, că e mercenar așa, fuge după bani și e foarte labil psihic, așa, e moale, e molâu, așa. Nu e un jucător de la care intră în teren și trage jucătorii după el, e lider, așa, nu-mi place de el. N-are execuții de alea. Când joacă echipa pro, joacă și el, de doarme pe teren acolo. Să te dea un gol când ai nevoie, să facă și el ceva. Mai există Dinamo, tu ești Andro. Cine mă, cine-i stau? Rotariu? Eu ți-am spus părerea mea, acum tu poți să spui ce vrei. Nu, n-am ce să comentez. Fiecare are părerea lui, eu respect părerile voastre. Eu spun că e un jucător de top, acum pentru Liga 1. Asta e. Pe afară nu prinde, nu mai prinde. El are pretenții prea mari financiare. Hai, Dinamo, așa e, seara bună. Salutare, Ionut, salut, Londra. Bine ați venit și voi în live. Asta e de Roti. Roti, v-am spus, eu mi l-aș fi dorit, dar ăștia paiațele astea, n-au, nici n-au discutat cu el, uite, a recunoscut ăsta, că am avut o discuție dacă ne putem așeza la masă și să negociem. Deci atâta l-a sunat și s-au apus pe cineva, băi, ia zi lui Rotariu, o fi interesat. Și le-a zis, plecați, bă, cu burca voastră de aici. Ați citit ce articol a pus Șendre pe Fanatic? A zis, după ce am spus eu chestia asta, dar oricum, a zis-o și el, ca și mine. Deci faptul că Rotariu s-a dus acolo, ce arată? Că n-are încredere în proiectul ăsta lor, al lui ăștia cu 3 ani și cu nu știu ce, și nici nu-i interesa pe el, că el vrea să plece în străinătate înapoi. Și i-a văzut că sunt pârliți, că n-au bani. Ce-i cu Denis Politici? Cu Politic? Ce-i cu el? Să-și revină? Ce să-și revină? O să intre în teren. N-a fost accidentat. A avut cartonaș. Băi, dacă sunteți cu Stâna, plecați de aici. Și cu Ghezali, nu prea mai joacă. Păi, Ghezali l-a tăiat burcă, știi ce a făcut? A fost atunci scandalul ăla cu plecările, cu nu știu ce, vrea să plece cu Amzar. În fine, a fost o măgărie atunci. Eu vă spun vouă că nu a ieșit atunci mișcarea. După aia că s-a accidentat, că nu știu ce a făcut. Băi, seara aia magică, da. Să spunem că a fost. Nu știu ce să zic. Au jucat și aia. A fost accidentat, dar Ghezali s-a accidentat după aceea. Și l-au arătat ăștia în sala de fitness. Într-adevăr, era accidentat, dar se discuta o chestie. Cineva a fost interesat. Atunci, pe vremea aia, Rapidul căuta atacant. Și l-a găsit pe ăsta, pe Rahmani, care și el s-a rupt acum, și-a rupt piciorul, vai de capul lui. Băi, mulțumim. Nu contează. Deci, atâta timp cât poți să ne urmărești, nu e nicio problemă, poți să intri și discuții cu noi. Noi suntem din Auviș de Elită, noi acceptăm discuția civilizată, chiar și cu rivalii. Să nu te superi totuși dacă mai facem și de astea, știi, mai remarci sau glume. Noi avem mai multe cu oile, dar în fine. Sunt la noi jucători peste Roti? Claudiu? Nu! Nu, nu, nu. N-avem așa ceva. Rotariu este, chiar dacă el e refuzat de Ludogoreț, dar să nu uităm că Ludogoreț e o echipă care a cochetat cu cupele europene, cu Liga Campionilor, cu grupe, cu... Sunt cam mult. Sunt cam lungi. E cam mult acolo, n-am ce să zic. Au o experiență mare de tot Ludogorețul și probabil că pentru el era cam nasol. Nu putea să-i impună acolo, avea concurență mare și el, v-am spus, el nu este un caracter puternic. Asta cred că l-a tras și în jos ca și carieră. Ăsta a venit un dacu, un idiot care ține cu Stâna și nu știu ce vrea să facă. Politici poate să crească, da, dar acum politiștii cum e, eu, fie dacă mă uit, uite, să fac o comparație acum. Uite, îl am pe Amzar și pe politici, care, pe politic. Ăștia doi sunt acum două promisiuni la Dinamo și promisiuni destul de, cum să zic, realizabile. E, dintre ăștia doi, mai mult aș merge, mai, eu aș miza pe Amzar mai mult decât pe politic, dacă mă credeți.
Pentru că politic mai are de învățat și nu prea are cine să-l învețe la Dinamo. Îi trebuia un antrenor. Voi nu înțelegeți lucrul ăsta. Burcă a fost un nul ca jucător. Da? A fost un jucător mediocru. Și acum el e pus în funcția de antrenor ca să-i învețe. Pe cine să-l învețe? Trebuie să-l învețe pe Jaffer. El n-a văzut nici acum că Jaffer are un joc aerian slab. Adică nu are joc aerian și e fundaș central și nu... Ce am cu FCSB? Ce zici că suntem frați? Păi putem să fim, nu știu, frați de ce? Dacă am avea și un mijlocaș de creație. Băi, știi care e, cum v-am spus eu cum e treaba. Scăpați de pseudo-avocat. Așa este. Pseudo-avocatul ne duce în căcat. Păi și de la Rapid vine el. Îți dați seama. De la voi vine avocatul ăsta. Băi, am zis, da, exact. Deci ideea este, v-am spus și o repet, Rotariu vine de la o echipă care l-a aruncat și are, ne putem gândi că e catastrofă. Băi, nu e, vă spun eu că nu e. Și au zis și oameni de sport, uitați-vă și voi prin presă și... Oameni de sport, deci au vorbit oameni de sport și au spus că da, Rotariu e o lovitură, deși îl vreau, vă spun eu, multe echipe l-ar fi dorit. Băi, nu vă înjurați. Cine înjură, pleacă. Deci eu, dacă mai au pe unul că înjură, la revedere, pleacă. Dar poți să fii să ții și cu altă echipă, dacă nu înjuri și vorbești corect, poți să ai și un punct de vedere. Un alt punct de vedere decât al nostru. Voi l-ați dat afară de la Rapid? Nu l-ați dat afară de la Rapid. A venit Șucu acolo, s-a impus cu cașcavalul. El a fost acolo doar un om care a făcut treabă pentru Șucu și după aia a plecat, s-a dus. Înțelegeți? Și la voi la fel a venit să limiteze cheltuieli, să vă țină când erați în Liga 4, să vă ridice ușor, înțelegeți? Și pe aia a plecat, că a venit Șucu la Liga 1, la Superliga. Și l-a venit aici și e pus să facă același lucru cum a făcut la Rapid. E un fel de zăvăleanu, dar e pus pe administrativ. Becali? Ce-a făcut Becali? A ținut la Dinamo. Nu ține la niciun Dinamo. Rotariu nu va reuși la FCSB. Păi, reușește, nu reușește, nu reușește din cauza Oierului, pentru că dacă ați observat, a spus deja Oierul că îl va folosi vârf de atac. Îl va folosi vârf de atac, bre, pe Rotariu. Și a venit Ilie Dumitrescu și i-a spus, Rotariu e un jucător care are ultima pasă, i-a explicat puțin Oierului să înțeleagă că nu e așa. Ci că ai grijă ce vorbești de becali. N-am treabă, bă, cu Becali. Plecați de aici. Care sunteți cu Becali? Plecați de aici. Ce aici? A plecat înainte de Șucu? Înainte de Șucu, când a venit Nicolae președinte. Băi, Șucu? Tu voi credeți că a apărut Șucu așa? A venit el deodată și a luat tot? I-a trimis Șucu pe ăștia exact cum sunt ăștia la Dinamo și o să vedeți că ăștia de la Dinamo acum rezii au venit. Se zbat puțin și nu știu ce, pun lucrurile la punct, înjurăm pe ăștia că acum nu sunt bani și nu știu, și după aia, când e vorba să apară stadionul, să apară jucătorii, să apară și rezultate, pap, să vezi tu cum se schimbă treaba. Apar alții, patronii, cum a apărut și Șucu. Înțelegi? Deci asta a făcut, a fost băiatul bun la toate, înțelegi? Ce a făcut la voi, la Rapid, asta face și la noi, înțelegi? Asta e treaba. Voi l-ați dat la o parte. Ce-i cu Pic și Poc? Ce-i mă cu Pic și Poc? Firar ei să fie cu chelie la cap de sulă ăla. Că-i dau cu Diana peste chelie. Îi un chelia cu Diana. Băi, nu știu care sunt. Să-i vedem pe aici. Dacă nu înjură, nu-i nicio problemă. Nu mai fiți ostili. Mai ascultăm și părerea altora. Să vedeți și voi cam cum văd alții care nu sunt cu noi. Nu mă apuc să-i dau acum pe ăștia, pe oamenii care intră, că dacă nu-și ignez, nu, îi blochez pe ăștia care... O să vedeți comentariile acolo dacă ne înjură sau ceva, dar nu mai stau apuc să șterg comentarii acum. Asta e, fiecare arată din ce-i făcut. Dacă arunci cu căcat, înseamnă că ești făcut din căcat, înțelegi? Mai scoate în linie, mai. Lasă-i să vină, e entertainment.
N-a treabă. Mai participă și ei aici la subiect. Mai văd și cum se face o discuție de dinamă. Și cum vedem noi lucrurile. Mi-e ciudă pe Becali? N-am treabă, mă, cu el. Becali, dacă punea un antrenor ca lumea la FCSB, da, făcea treabă. Nu mi-e ciudă de el deloc. Dinamo e nume greu. Normal că e nume greu și va fi. O să vedeți. Păi e o ierbă, a recunoscut-o și el. El ia brânză, face, drege. Hai să revenim la oile noastre, care sunt în peluză acolo. Câinilor, cam asta e treaba cu peluza. V-am spus factorii, da? Pe social media lucrează unii de-al de chelie ăia, nenorociții ăia, da? De acolo? Lucrează cheia și vă păcălesc. Mai sunt niște postași de ăștia care au la... în cont, o așa, prieteni de ăștia, se postează tot timpul în tribună, vă îndeamnă să cotizați la DDB, tot felul de prostii, ei sunt de acord cu tot ce spune conducerea, îi vedeți, sunt câțiva postați acolo care îi influențează. Ei, o armată de asta de social media. Asta e treaba. Și așa ne manipulează. Iar în tribună sunt ăștia. Noi am ținut la voi, dar voi vă bate joc de FCSB. Bă, nu ne batem joc, mă, de voi. N-avem treabă cu voi, înțelegeți? Ce nu înțelege Cristi, că eu nu înțeleg de ce mai joacă țâră fotbal. Da, a jucat fotbal vrei ăsta, că ăsta nu... Știe fotbal ăsta? Nu, stai să-l blochez pe boss, da? Mai sunt idioți de ăștia, primate de astea. Aici de asta mă enervează pe TikTok, că nu trinite tot felul de dobitoși și să-i te să scoți afară. Să stai să tot timpul faci scurtă la mână, să scoți afară pe boii ăștia. Băi, duceți-vă mă la strâna voastră, faceți ce vreți. Duceți-vă acolo. Iar ăsta cu băiatul cu ieri, du-te și du pe alt live. Asta e. Vorbiți frumos de Dinamo. Dinamo nu vă este rușine. Da. Păi nu vă bateți capul cu ăștia. V-am spus căcat, arunci căcat, ești. Ai căcat în tine când arunci cu căcat. Înțelegeți? Asta e. Atâta îi duce capul, atâta știu ei să facă. Astea sunt vorbele care... Da, George nu m-a încurcat cu nimica. Uite, mai sunt ăștia, uite, pe băul ăsta să-l scot afară, mai sunt. Dar ar însemna acum să stau să-i scop pe ăștia, să îmi pierd toată discuția cu dobitoci ăștia. Deci cam asta e ceea ce vă propusesem să discutăm despre ăștia, despre băieții. Da, o să vorbesc, o să... Ei, suntem la început, eu nu prea fac materiale pe TikTok. Eu doar pun postări pe TikTok și postez pe YouTube, pe Dinamoviști de Elită pe YouTube. O să încerc să fac acolo live-uri, dar nu avem încă urmăritori, numărul de urmăritori necesar. Veniți și abonați-vă la canalul Dinamoviști de Elită pe YouTube. Acolo putem să moderăm mai ușor, e altă treabă. Deci asta e treaba. V-am propus primul subiect ăsta cu declarațiile lui Nea Nicoleta asta. Cu Nicoleta, știți că Lazar când i-a dat lui Burcă chiloței, atunci i-a dat două perechi, una roză și una mov. E, alea două, deci știa el pentru cine erau chiloții. Era una pentru Burcă, una pentru Nicoleta. Da. Înțelegeți voi? Și Nicoleta, v-am spus, a recunoscut ca multe. Acum, faza asta cu Vlad Munteanu, nu știu dacă e adevărată. Bine că ești o minunăție. Ionuț Varga, un prost. Îl știți pe ăsta, pe Ionuț Varga? Asta e un bou. Dați-i la momolul ăsta. Lu bou ăsta. Și că sunt eu o rușine de dinamovist. Tu ești o rușine de prost. Asta este.
N-am nimic cu tine, George. Ține cu FCSB-ul, dacă vrei să participi la discuția noastră, te primesc aici, nu e nicio problemă. Nu ți-am dat blog, dacă ai observat. Pe alții i-am blogat. Este trist că nu facem transferul. Păi eu ce spun, mă? Eu ce zic aici? Pe a venit Nicoleta și cu ăla, cu paiața la altul, cu Eugen, și au zis că sunt investitori și că au spus că au băgat 4 milioane jumate până acum, iar bugetul de anul ăsta va fi între 5 și 7 milioane. Hai să fim serioși, la 5 și 7 milioane, păi adu-i jucători. De 1 milion dacă bagi, iei 4-5 jucători sau 3 jucători sau 2 jucători și tot ai luat. Dar ăștia n-au luat nimic de 100 de ani. Nu avem bani, da, nu sunt bani că nu se vrea, înțelegeți? Ia că vor să mă blocheze ăștia, căci că e încălcare. Ce zic ăștia? Înțeleg decizia, restricția e dură. Deja vor să mă blocheze ăștia, că spun că am multe pe aici. Vin tot felul de măgari. Atâta știu ăștia, să blocheze. Să blocheze, să nu zică nimeni nimic, numai ei să zică, numai Peluza și cu ăștia să zică. Înțelegeți? Lasă-mă, că mie n-aveți ce să-mi faceți nimic. Am blocat aici, vin și fac materiale pe YouTube în continuare. Asta e. Nu mai stau să-mi fac conturi pe aici, că asta e. Faci live-uri, cât se poate. Nu v-am zis cu banii, cum e treaba cu banii? Ia uite ce zice. Păi ea cât zice? 1,4 milioane de la sponsori. Mă, eu v-am spus, sunt vreo 4 milioane care se strâng numai așa, care îți vin, cum s-ar zice, fără să mai investești nimic. Salutare! Salut, salut! Deci asta e problema numărul 1. Că nu sunt bani, dar nu sunt bani, v-am spus, pentru că nu se vrea. Asta e problema. Nu aduc. Pe țâră? Ce să știu la țâră? M-a întrebat cineva dacă știu pe țâră. De vrăjeală zici de ăștia, de finanțatorii de carton. Băi, eu v-am spus care-i treaba cu banii. Ei ăștia nu au bani ei. Deci ei sunt puși de cineva să te angajați. Ai văzut la Rapid, dar și la fel au făcut. Că era un rapidist aici și spunea el că a fost ăsta la ei și că... El n-a fost investitor la Rapid. El a fost la Rapid ce făcea ce face la Dinamo acum. Ținea locul lui Șucu până când a venit Șucu și... Șucu a intrat la Liga 1, n-a intrat când era atunci jos. Înțelegeți? Da. Pui niște păcărici acolo să se zbată pentru tine și tu după aia apar și tu în lumina reflectoarelor, la Liga 1, la Superliga, la nu știu ce. Iau banii ăștia care sunt în spatele, ăștia care i-au angajat pe paiațele astea, sunt tot băieții vechi care știți voi. Și ăștia au bani, dar nu vor să bage bani. Înțelegeți? Ei nu vor să bage bani. Da. Nu vor să bage bani pentru că nu că nu iau, nu vor să-i bage, efectiv. O să bage probabil când o să apară stadionul, o să-i fie interesele mai mari, probabil că o să fie și alte fonduri, și sponsorii o să fie la alt nivel, înțelegeți? Așteaptă ceva? Ce treabă să mai aștepte? Că și așa echipa au venit, au băgat ceva cașcaval. Ceva bani s-au băgat aici, hai să fim serioși. Deci ceva bani s-au băgat la Dinamo. Trebuie să faci o socoteală, să pui mâna și să vezi că s-a investit ceva, dar nu 4 milioane, cum zice ăla. N-ai cum. Nu știu dacă Oana a fost interesat să... Nu știu, nu cred chestia asta. Băi, știi cum e treaba? Că spun ăștia că Oana a venit cu Șerdan și a negociat și nu știu ce și că... Băi, frate, dacă era o firmă mare și dacă, uite, gândește-te puțin, tu ești patronul o firmă de asta mare și ai putere financiară mare, ești dinamovist, păi, vii și dai banul direct, nu mai stai să te uiți la trei rulele, a venit 500 de mii, 50 de tranșe,
Băi, ai dat 500 de mii pentru tine, e o primitură, dacă vii la Dinamo trebuie să ai bani ca lumea, cașcaval, nu? 500 de mii ai dat și ai luat echipa, cum adică iei Dinamo cu 500 de mii și ai luat datoriile alea, într-adevăr, dar uite că le-au fântat, nu vedeți că le-au fântat? Ce nu putea să facă și ea la fel? Aia avea o armată de avocați. Băi, ăsta cu părereologul sau ce zici tu acolo, tu te dracu mă de aici, păcăliciune. Că părere, că mai sunt 15.000. Tu te luai aia 15.000. De ce nu te duci mă la radio, Neghiniță? Tu te luai acolo. Da, problema adevărată la Dinamo e următoarea. Că cine ar vrea să vină să ia Dinamo acum trebuie să bage mâna în buzunar puternic și să negocieze cu Badea prima dată, nu cu ăștia. Cu ăștia ce căcați fac? Înțelegeți? Hai să mai știi din boi ăștia. Sunt oi infiltrute pe... Da. Da, cam asta e treaba cu Nicoleta. Ce a zis Nicoleta? V-am pus aici, intrați pe TikTok, am pus destule postări, am pus și pe Facebook. Vedeți și voi ce subiecte mai dezbat acolo. Păi cine se va... Clubul Sportiv Dinamo e o mare cheie. Cine se va lipi cu Clubul Sportiv? Și eu aveam informații că o să... Dinamo care a promovat acum și care e în Liga 1, da? Deci asta e Dinamo al nostru. E posibil să fuzioneze cu Clubul Sportiv și aici trebuie să existe o colaborare. S-a tot vorbit de chestia asta, dar nu s-a realizat în mare. Se cam calcă apa aici. Dar probabil că se va realiza. Tot așa, se așteaptă să se vadă ce se face cu stadionul, când se începe stadionul, ce se face. Înțelegeți? Cam asta e treaba. Bași mâna în buzunar? Da. Băi, și bași mâna în buzunar și oile țurca în nou fotbal. Figuranți, fetițe, cu cine să joci? Băi, știi care e treaba și cu băgatul mâna în buzunar? Trebuie să ai un antrenor, băi, totul pornește de aici. Trebuie să ai un antrenor meseriaș, l-ai adus... Are ce să-ți învețe tinerii, ai cum să-i... Uite că vorbeam de politic și m-am îndepărtat de subiect. Îl vezi pe politic că joacă, că e o speranță, da? Trebuie să îl faci să evolueze, da? Să învețe ceva. De unde e căcat să-l învețe Burcă? N-are ce să-l învețe Burcă, e clar. Și de aici pornește totul. Nu ne trebuie un antrenor, deci dacă vrei să faci un proiect lung, asta faci. Vrei un proiect lung, de trebuie un antrenor. Și v-am dat exemplu City. Dacă au venit ăia cu bani, i-au adus lui Guardiola, l-au adus pe Guardiola prima dată, șeful Haitei, și după aia au făcut echipă și l-au lăsat, într-adevăr. Dar ăla e Guardiola, mă, nu e Burcă. Înțelegeți? V-am zis, mă, care mă urmăriți, v-am zis, nu sunt papagal să repet aici. Deci e vorba de Rednic, e vorba de Dorin Munteanu, e vorba de Ciubotariu, da? Ai câțiva ani de mână. N-ai bani și ești pârlit? Îl iei dracu măcar pe Nicolo Napoli sau pe dracu să pun un antrenor ca lumea, pe Puștai. Ce să faci cu Burcă? Cum să nu vină? Vin, dacă ai bani, cum să nu... Ia du-te tu țeiți la Dorin Munteanu și zi așa, băi, îți dau 100.000 la semnătură și îți dau 10.000 sau 20.000 salarii. Sau 15.000 salarii, na. Dacă ai bani. Dar nu se bagă, eu v-am spus că chestia cu bani nu se bagă. Băi, e Panorama, dar e mai bun decât Burcă, om. Puștai nu mai antrenează în Liga 1. Da, și ce? Ai una, adică asta am spus, varianta asta cu Napoli și cu Puștai, adică în sensul, dacă ești pârlit și n-ai bani și vrei să scapi de retrogradare, că suntem încăcat acum, hai să fim serioși. Munteanu face antifotbal, corect, și ce mă deranjează dacă strânge puncte? Tu ce a făcut la Galați acolo? Antifotbal, neantifotbal, voi ce preferați? Să vedem cum joacă aia țurca în careu acolo? Ce joacă Dinamo? Da, la handbal, păi da, ai văzut la handbal. Păi la handbal a venit un om cu bani, un om deștept care a știut ce să facă acolo și a văzut unde s-a ajuns. Adică ce să-mi spui, că a luat antrenor, l-a pus, voi n-ați văzut, mă, de ce nu, uitați-vă la handbal, da? Da, hai să vorbim, să facem un paralel de handbal-fotbal. Au venit și au adus un antrenor din Liga 3, mă, ca să joace în Liga Campionilor aici?
S-a dus și a adus un antrenor care ia Liga Campionilor, care era cu cupe Liga Campionilor câștigate. Și a adus. Păi normal, nu pe Burcă, de la Sfece Slatina. Hai mă, ce dracu! Dacă n-ai bani și ești pârlit, v-am mai spus, vă mai repet încă o dată. Aduci un antrenor care să scape anul ăsta și unul care să aibă experiență cât de cât să calce apa ca să mergi un sezon. Îi faci contract pe un an, doi și după aia vezi tu ce faci. Da? Dacă n-ai bani. Dacă te gândești la un proiect cum s-au gândit ăștia, că ne tot flutură nouă cu 3 ani, peste 3 ani campioană și nu știu ce, vii și aduci antrenor ca lumea. Ce să... Da, i-a aplaudat. Păi dar nu v-am spus cum stă treaba cu Peluza? V-am spus cum e treaba cu Peluza? Cu Peluza? Aplaudă ăștia, dacă nu aplaudă, ia la bătaie, am înțeles. Îi pune Peluza ce să strige acolo. Îl aplaudă Peluza. Du-te în Peluză, te duci că îți place ție, iubești Dinamo. Dar acum spun eu, Alex, eu nu vreau să te jignesc acum sau ceva. Băi, frate, n-ai cum să te duci cu oia acolo și să ce, să-l aplauzi pe Burcă? L-ai aplaudat-o din inimă? Hai să fim serioși. N-ai cum. Sudul aplaudă că-i Sudul e mână-mână cu el. De-aia îl aplaudă. Sudul se mână-mână cu PCH-ii. Eu, mie așa mi se pare că altfel altă explicație nu. Băi, frate, nu pot. Băi, uite, cât suntem pe live acum? Spune și voi acum. Nu poți să-l aplauzi pe ăsta când te-a bătut toți, man. Te-a bătut toți. Te-a umilit toți, ți-a dat-o. Stâna ți-a dat-o. Oltenii ți-a dat-o. Rapidul ți-a dat-o. Ce dracu, cu cine să mai joc? Eu ce, pentru ce mai vin să joc în campionat? Ce să bat? Iașu? Hai mă, ce dracu, noi suntem câini, bă. Bă, uite cine suntem. Ăștia suntem. Noi ăștia suntem care... Eram cu ani în urmă și dacă ieșeam pe locul 2, nu mai gata, nici mai ne uitam la televizor. Sau dacă ne bătea Stâna, puteam să luăm și titlul și cupă, că nu conta. Înțelegeți? Asta e. La ce valoare? La ce să mă uit, Alex? La lotul lui Dinamo? Și ce? Ce să văd acolo? Că e mai valoros decât al oțelul. Sau ce vrei să-mi spui? Așa arată și poziția în clasament. Păi n-am spus, mă, Burcă, că sunt jucătorii buni, că a adus ce a avut el, ce a dorit. N-ai să așa? Echipa nu mai exista. Băi, încetați cu asta, cu echipa nu mai exista. Eu vă spun singur, acum nu vreau să vă desumflu pe ăștia care ați cotizat la DDB. Eu v-am spus părerea mea, băi, nu dați bani. Voi ați dat bani și ați contribuit la binefacerea unor măgari. Și ați îndatorat Dinamo, mă. Țineți minte că voi ați îndatorat Dinamo. Asta ați făcut. Eu nu vreau acum să mă cer cu nimeni, dar nu așa se ajută o echipă. Faci chetă și nu știu ce, le dai la aia să facă, să te bagi în căcați, să joace la pariu și să ne ducă în B. Păi noi aveam o singură mândrie aveam, bă, că nu am retrogradat. Că eram o echipă care nu retrogradasem. Eu aveam un blazon. Și acum suntem tăvăliți ca aia și stai puțin că ne putem duce și anul ăsta dacă nu se bagă mâna la cașcaval și nu se umblă puțin pe acolo, pe la chestii. Ăsta cine e, mă? Ce vrei, mă, tu? Pleacă, mă, de aici, mă. Mă, scăriciule. E unul cu termină, nu răspunzi. Cred că o cheamă pe nevasa. Nu-i răspunde nevasta și cred că a uitat, a greșit telefonul. Retrogradarea e pericol, e un pericol, da, se poate. Ce, Dinamo 6,5, ea 6,4, oțelul 6,1. Păi eu v-am spus, acum e transfer mare, dar... Vezi, noi suntem peste ăștia, nu? UTA 8 milioane. Și ce, ți-e-ți place ce jucători are UTA sau ce jucători are Botoșani? Sau ce? Nu știu. Ți se pare că oțelul care e peste noi și ai văzut că Dorin Munteanu speră la primele 6, se luptă acolo. Ți se pare că oțelul are salarii mai mari decât... Sau crezi tu că oțelul are salarii mai mari decât noi? Decât Dinamo? Păi la noi la Dinamo se dădeau bani în Liga a doua. Nu știu cât avea Bena. Avea vreo 5.000 sau 6.000. Ceva de genul ăsta. În Liga a doua.
Și acum a văzut, vă dați seama că i-a făcut salariul peste 7-8.000 și ăla e o petardă. Băi, care vreți, care folosiți cuvinte urâte și n-aveți chef să vedeți aici, plecați. Că o să vă dau eu blog oricum și nu mai urmăriți nimic. Da, e posibil. Păi n-ai văzut cum am jucat cu ea? Cu, uite, spune cineva, Robert, acum în 3 noiembrie jucăm la mine, la Oradea. În cupă. Și mi-e frică de echipa de Liga 3-a. Bă, nici chiar așa, dar totuși am văzut cum ne-am mișcat cu echipa de Liga 2-a, cu Metaloglobusul, cu cine am fost în cupă. Dar cupa oricum e un căcat, e un amical. Da, mă, 8.000 are pe lună ăla. Eu asta spun și eu, mă, frate. Deci la mine dacă m-au bătut toți, eu ce PC să mai vin? Eu ce antrenor sunt dacă eu am lăsat pe toți să mă bată? M-au bătut toți, toți rivalii. Eu ce din antrenor mai sunt la Dinamo? N-am făcut măcar un egal cu unii, am făcut și eu cu egal cu CFR-ul, că au vrut aia să ne lase, că spun eu că Bilinski n-ar fi bun. Păi ăla are 100 de ani, ce dracu. Are 37 de ani cât are Bilinski. E bun la ce panorame avem noi de atacanți acolo și îl ai pe negru ăsta atâta. Deci nu ai niciun atacant central în afară de negru ăsta, de Abdallah. Și el e limitat. Când spunea, uite, mă certam cu un prieten și îmi spunea mie, zice, băi, te-ai văzut Abdallah și a dat drumul acum. Băi, alargă mai bine, într-adevăr, am văzut. Băi, frățicule, dar tu ai văzut faza aia când a scăpat Costin pe partea dreaptă și a pasat-o în 6 metri acolo la scurt. Și el nu avea decât să dea lat și gol în poartă. Te-a zis cum a dat semiluf, a dat pe lângă ea. Era 2-1 atunci, deci amintiți-vă, ăla nu-i... Dacă era atacant, ăla o dădea acolo. E mai bun decât Țâră, da, într-adevăr, decât Țâră. Dar decât Țâră sunt mai bun și eu. Mă antrenez acum, ies la alergare, Gianni Chiriță, dacă îl bagi, e mai bun decât Țâră. Da, Abdallah ăla... E vârf, mă, normal că trage la poartă. Ce dracu să facă? Dacă n-ar mai trage nici la poartă, pare ce dracu mai ții. Nu contează că o băga degeaba. Contează că trebuia să o bage la faza aia. Înțelegi? Deci ești vârf. N-ai cum. E lat din 6 metri. Îți vine mingea pe tine. Dai. Poarta-i cât carul, cât china e. Poarta, ce dracu. N-ai. Și faptul că s-a ajuns în situația asta să n-ai atacanți, s-a ajuns din cauza lui Burcă. Nu el a făcut lotul, nu el a decis acolo care-i treaba, n-a făcut el tot. Hai să fim așa, să ne gândim, să fim ucizi. Banii? Banii nu, mă, nu poate să facă fața Migandei deocamdată. Nu, n-are fizic în primul rând și în al doilea rând, nu știu, e prea... banii e prea, cum să zic, umflat în el, așa, știi, crede că e valoare, dar nu e. Înțelegi? Asta e ideea. Poate patronul decide. Păi ce să decidă? Transferurile? Normal că patronul. Burcă? Păi de ce nu a apărut să zică, domnule, eu vreau jucătorul ăla și ăla și ăștia nu mi-l ia? De ce nu apare? Vino și spune, bă, terminați cu conducerea asta, cu asta se poate cu jucătorii ăștia, pentru că nu am alții, nu am pe cine să ia. Dar el a venit prima dată și a spus așa, în septembrie vă arăt cum joacă Dinamo, aveți încredere câinilor în mine, nu știu ce. Acum a venit, domne, nu mă dați afară, că eu, nu mai vorbiți de demisie, că eu, prin iarnă așa o să vă arăt ce fac eu cu echipa asta. Hai mă, să fim așa, serioși. Bă, eu sunt foarte obiectiv, eu, unii nu mă înțeleg, ci că bă, tu ești dușman, tu spui numai de rău. Băi, frățicule, eu spun ce se vede, eu spun ce e realitate, cum adică? Hai să mai dau cu un bou. Da. Deci n-am ce să vorbesc. U Clujul. Voi sunteți pe val acum. Păi, n-a zis Burcă. Ce a zis? Noi nu aducem jucători să ne rezolve problemele, ci le rezolvăm noi.
Adică, băi, Alex, fii atent aici, că eu te știu pe tine și ești un băiat foarte de inteligent. Fii atent, ascultă-mă puțin. Eu zic că tu acum știi cum gândești și foarte mulți gândesc așa. Bă, ne-a băgat în Liga 1, e zeu acum, că nu știu ce. Băi, frate, a reușit printr-un bulan incredibil. Deci incredibil. Deci uitați-vă puțin cum ne-am calificat în play-off-ul ăla de Liga 2. Și după aia ne-am clasat pe locul 4. Deci dacă ăia, armata salvării, dacă armata salvării avea drept de promovare, noi nu mai ajungeam în baraj, nu? Sau ajungeam în baraj, dar jucam cu UTA, sau, eu știu, era grav de tot, nu? Ia gândiți-vă puțin. Deci, a avut un bulan incomensurabil, da? Reușește să... Voi vă gândiți acum, băi, ne-a băgat în Liga 1, eu, antrenor, a jucat cu Pitești, ce a făcut, dar amintiți-vă meciul de la Pitești, mă! Că dacă nu lua calcanul roșu acolo, și iași gândiți-vă cum a luat la roșu, și să-mi spuneți, să-mi spui Alex Meșu, te rog frumos. Cum a luat la roșu. Da, și voi vă gândiți acum, este sentimental, dar tu ai văzut că el nu a avut niciun sentiment? El când a venit, băi frate, te-a băgat Pop, a dat gol în meciul de baraj? Lasă-l bă în teren, adică tu-l ții pe țâră și îl dai pe Pop afară, mă? Și nu-l lași măcar un meci, două, să zici, bă uite, îl bag și dacă e prost, nu mai, îl dau afară, nu? Dar tu nu-l lași deloc și-l arunci. Și dar noi cu tine, suporterii, noi trebuie să te înghițim pe tine, că tu nu faci față la Liga 1, că nu faci față. Te bate când e înalt. L-a bătut ăla de la Craiova, mă, secundul ăla l-a bătut pe burcă, mă. Am să fim serioși, în deplasare, mă, la noi acasă. Am să fim serioși, ce dracu. Pe asta spun eu, pe vezi, eu spun niște lucruri, deci eu vă zic niște lucruri care poate nu mă înțelegeți, poate n-a prin internet, nu știu ce, dar uite, mai vorbim live, mai vorbim asta. Spun materialele alea pe YouTube, pe astea, pe eu acolo vă spun clar și înțelegeți, că n-aveți cum să ziceți că nu înțelegeți. Băi, dă-o dracu, că nu poți să... Înțelegeți că fiecare are o limită. Deci Burcă poate să fie un antrenor de Liga a doua. Înțelegi? Atât. În Liga 1 n-are ce să caute. Aici se confruntă cu antrenorii care sunt buni. Și eu sper să ne revenim. Înțelegi că toată lumea speră. Deci noi toți sperăm. Toți vrem. Hai bă să fie. Mă, înțelegeți și voi cu venitul când eram noi morți de foame. El n-a venit așa de ampulea. L-au trimis băieții ăștia, rezii, care rezii erau pregătiți să intre și ei în scenă, da? De ăștia alții care îi plătesc pe ei. Că toți sunt niște subordonați acolo, niște slujbași, nu sunt investitori. Și l-au trimis pe Burcă și pe Frizer, pe ăla, pe Iacob, și i-a trimis înainte, înțelegeți? Și au făcut, dacă își rupeau ăștia gâturile și nu știu ce, veneau cu un alt antrenor, nu știu ce, dacă a văzut că merge cu Burcă, hai mă, mergem înainte, că Burcă e ieftin, ce să facă, nu? Deci Burcă n-a venit întâmplător la Dinamo și amă că voi n-aveți antrenor, vin eu și vă salvez eu, nu! Rednic Burcă. Băi, băieți, lăsați-mă Rednic Burcă, bă! Noi avem trei meciuri, mă, acum, fii atent. Avem așa, cu Herman Stahl. Voi v-ați uitat cum joacă Herman Stadu? Nasol. Cu Iașu, care ne-a bătut de 3 ore anul trecut, da? L-a bătut pe Burcă de la Svântac Rozavu, i-a dat peste tot, i-a dat pantaloni jos și cu rezerve l-a bătut în ultimul meci, da? Și acum, în ultima etapă, jucăm cu UTA. Mai, ce să... E greu. Dacă îl mai aplaudați și acum, nu știu. Păi asta zic, dacă nici pe ăștia nu-i bați, nu mai poți să bați pe nimeni, nu? Deci acum sunt care pe care, sunt trei meciuri. Dacă Burcă reușește acum să adune 6 puncte din 9 posibile, eu spun că da, merită lăsat în continuare înapoi. Pe bancă, scuzați. Păi băi, și eu pot să aștept, înțelegi? Și eu pot să, uite, știi cum e asta? Scuze-mă, nu vreau să te jignesc, dar așa fac foarte mulți. Și ăștia de la Radio Șans și toți. Ei tac toți din gură, nu spun nimic. Așteptăm să vedem ce se întâmplă. Și după aia vorbim. Știi, de supărare, de înjurăm, nu știu. Băi, eu vă spun dinainte. Că eu văd niște lucruri. Deci eu v-am spus dinainte, vă spun că meciurile astea vin și e groasă. Și dacă... Eu de ce vă spun și tot trag cu antrenorul? Că dacă nu schimbăm acum macazul repede, un antrenor care vine va avea o misiune incredibil de grea pentru că va avea foarte puține puncte și, cum se zice, timp scurt ca să pună la punct sistemul de joc.
Pentru că Burcă, dacă ați văzut, a făcut praf tot ce înseamnă sistem de joc, de fotbal. La Rău nu venea nimeni. Băi, Redi venea. L-a chemat cineva? Nu. Păi de ce nu l-a chemat? Că l-a dat afară ca să retrogradăm, nu? Cine să schimbe? Bă, o să-l schimbe până la urmă, că nu are ce să facă. O să vedeți că până la urmă, ca să nu sară lumea pe ei, să ia cu fulgi cu topoare, să-i arunce pe stradă, să le dea în cap, o să vină pe noi. O să arunce pe Burcă, ce să facă? Băi, și dacă ar fi Rednic dat afară de... Să știi că e posibil să dea pe Rednic afară de la UTA, pentru că acolo la UTA sunt interese mari și adică nu prea e dorit acolo. Că Rednic preferă să facă el toate jocurile acolo și a dat jucătorii afară care, ăia care făceau pariuțe, nu știu ce. Mă, n-ați văzut ce scandaluri sunt? Rednic are 12 victorii în ultimele 6. Nu m-am uitat la statistica asta, dar... Dar... Da. Și eu sunt de acord cu tine, Alex. Cu cine să facă Burcă sistemul de joc? Păi dacă nu ai jucători, te limitezi. Asta înseamnă să fii antrenor, mă. Vii frumos și te uiți. Ce jucători am? Am jucători de Liga 2 și câțiva de Liga 1, nu? Deci am un prim 11 de Liga 1. V-am demonstrat, am discutat de jucători. Că să, dacă vreți, mai discutăm. Și după aia stai și te gândești. Ce pot să fac eu cu ăștia? Ce sistem de joc pot să fac eu? Nu pui tu în aplicare niște planuri, te uiți la Guardiola, la Liga Campionilor, cum joacă City și vrei să joci ca City. N-ai cum, păi dar n-ai jucător, n-ai mijloace de aceea. Atunci arăți că ești bou, nu? Sau ești începător. Și eu zic că e începător, eu acum nu vreau, îl jignesc. Dar pe mine enervează nesimțirea lui cu care o are. Eu acum vă întreb încă ceva. Vă mai întreb încă ceva pe voi. Dacă erați acum în locul lui Burcă și erați antrenor și v-au bătut toți, uite cum sunteți voi câini acum cu demnitate și asta. Bă, veneați și vă dădeați demisia? Eu vă întreb acum cinstit să-mi spuneți mie corect. Eu mă dădeam demisia dacă vedeam că nu pot, decât să-mi curg din amă. Și asta, băi, dați-mă afară că nu pot să fac față, înțelegeți? Că ce cu ăsta, mă? Știi cine e ăsta, mă? E ăla de care măta ți-a zis să te ferești. Înțelegi? Asta e. Băi, nu suntem sau nu suntem. Știi care e problema? Băi, deci, dar v-am spus, dacă gândiți așa la nivelul ăsta cu Burca promovat, o să... Voi trebuie să vă gândiți că la Dinamo trebuie să avem un antrenor care știe ce e să câștigi un titlu, un antrenor care are titluri în palmares și un antrenor care are experiență și știe ce să învețe pe oameni. A fost și el un mare jucător la viața lui, a activat în străinătate la echipe de top care știe ce să facă. Înțelegeți? Un antrenor care are experiență, care a trecut prin momente grele și știe să gestioneze niște situații grele. Nu unul care a fost la FC Slatina și a venit la Dinamo antrenor. Și când a fost jucător, a fost un jucător mediocru, hai ca să nu-l jignesc. Înțelegeți? Păi gândește-te numai la ce jucător a fost Rednic și ce a făcut el pentru Dinamo și asta și ce atașament are față din Dinamo în primul rând. Și după aia gândește-te la asta, la Burcă care s-a dus în tribună la FCSB să-i vadă pe City chipurile și a pus șapca lui FCSB în cap și a făcut și coreografie pentru ea. Abre, lasă-o dracu. Și când face schimbările, zici că dracu face să ne îngroape. Ce? Trebuie să... Normal. Îi mulțumești lui Burcă și spui că nu mai merge. Asta e. N-a murit Dinamo, stați din și nu o să moară. Pentru că v-am spus, Dinamo suntem noi, suporterii. Când noi o să fim dobitoși și boi și să acceptăm tot felul de paiați, antrenori și președinți de ăștia de carton, atunci o să moară și Dinamo. Și încet, încet se cam duce echipa asta de
dinamoviști care suntem, nu știu, noi ăștia săriți de 40, deci de la 40 plus. Ăștia știm ce înseamnă Dinamo. Restul au mai auzit, au mai văzut, au mai nu știu ce, nu prea știu ei fenomenul așa. Pentru că văd cum gândesc foarte mult. Nu vreau să jignesc tinerii sau asta, dar noi trebuie să predăm ștafeta cuiva și eu de asta îmi bat gura pe aici, pentru că trebuie să le reamintesc cuiva, la ăștia tinerii, să le reamintesc în primul rând ce înseamnă Dinamo. Noi am dus-o în B, cine a dus-o în B? Galeria aia. Galeria a dus-o în B, într-adevăr. Asta este. Ce subiecte mai sunt? Ia să vedem aici. E vorba de sponsor. Voi ați văzut că sponsor are Dinamo, că spunea băiatul ăsta că noi nu avem cum să ducem antrenori, nu avem cum să luăm jucători, Burcă săracul plânge că n-are ce vrea el și nu știu ce, și ați văzut că sponsor sunt 16 până acum. Dinamo casează cel puțin 1,5 milioane din sponsorizări. Înțelegeți? De la TV încă 1 milion, sunt 2,5 milioane din voleu. Plus banii pe meciuri, plus banii din peticouri, pe televiziuni, pe nu știu ce mai sunt pe acolo, ce mai scot ei, dreptul conexe, francize, bani căcălău. CS Dinamo, v-am spus care-i treaba, care ține aproape de CS Dinamo, are de câștigat și eu cred că e cazul ca să se tragă tare pe linia asta. Dar sunt interese foarte mari și politicul, să știți că are un rol greu aici. Sponsori sunt căcălău, ce să mai ai bani? Și ce? Ai nevoie de un antrenor de faze fixe. Păi, și preparator fizic, da, bravo, bravo, bravo. Alex, mie îmi place să vorbesc cu tine, crede-mă. Da. Deci, cunoști fenomenul, da. Dar cine își face echipa tehnică? Ia zi tu, că tu ești un fan al lui Burcă, că ai spus că l-ai aplaudat. Nu își face el? Nu a adus el preparatorul fizic? Ia să ne gândim bine. El vine cu stafful lui, vă spun eu. Deci asta e problema, eu ce spun? Deci ca să mergi pe un proiect lung, trebuie să vii cu cineva care știe. Păi, un antrenor care e meseriaș lucrează și penaltiuri, lucrează și fazele fixe, Tu ne-ai auzit că noi, în primul rând, echipa noastră nu are talie. Dar asta nu e vina lui Burcă neapărat, dar și el a avut un rol acolo. E vina și a lui ăla, lui Găman ăla, sau cum îl cheamă pe băiatul ăla? Glăvan, Găman, lui Glăvan. Situația de la Craiova, nu știu ce situație la Craiova acolo. La fazele fixe nu suntem inexistenți. Trebuie să ne uităm bine ce jucători avem. Nu prea avem jucători cu talie și cu joc de cap redutabil. În momentul de față, cum văd eu defensiva, v-am spus, eu aș juca cu doi închizători, doi fundași la marcaj, doi stopări. Și aș juca cu ăla, cu brazilianul ăla, cu Lucas și cu Romao. Eu așa aș juca. Și în cazul în care nu poate, l-aș băga pe Patriche. Mie îmi pare rău de Jaffer, vă spun sincer că îmi pare rău de Jaffer, dar nu are de unde să învețe. N-are cine să-l învețe. Deci Burcă nu are ce să învețe pe Jaffer. Jaffer n-a progresat deloc. Deci de 2 ani de zile a avut așa o creștere mică în Liga a doua așa și acum când a ajuns în Liga 1 s-a potignit pentru că nu n-a progresat la jocul de cap. Patriche și Moura n-au ce căuta? Eu zic că Moura deocamdată anul ăsta e ok. Pe fundaș dreapta e titular acolo și nici n-ai... Costin poate, dar Costin e mai util la mijloc acolo. Să-l urci pe bandă dreaptă, să fii mijlocaș dreapta. Mi se pare mai bun, ăla e postul lui, mijlocaș, nu e fundaș. Patrick e ok, face față și el acum, până în iarnă cel puțin poți să duci cu el. Dar e pe final de carieră. Nici n-a fost un mare jucător. Băi, Jaffer, v-am zis eu care-i treaba. Mie îmi place Moura. Îmi place acum. Moura îmi place anul ăsta. Deci, mie nu mi-a plăcut de el în anul ăla când am retrogradat și nu mi-a plăcut acum în Liga a doua. Nu prea s-a mișcat bine. Parcă, nu știu, se pierdea. Dar acum, nu știu, mie îmi place de Moura. Deci, îmi place foarte mult.
Și ca în tinerii, dracu, zici că acum e la tinerețe. Banii, v-am spus, nu duce, nu e deligant deocamdată și e încrezut, așa, el crede că îi se cuvine totul. Ar trebui să lase ciocul jos și mie îmi place ce tehnică de lovire are la mingii. Mi se pare un jucător promițător. Îmi spune asta și că ce fotbal am jucat eu ca să-i mit păreți. Stai liniștit, prietene. N-am jucat fotbal de performanță. Dar nu trebuie să joci, că ăsta, Mourinho, era de ăsta, cum zice, ghid. Dar dacă ești așa de șmecher tu, intră și tu pe Dinamo Beach de Elită pe canalul meu și uite-te acolo, măi, pe cală. Ce am zis eu de-a lungul anilor. Și ai să vezi că tot ce am spus eu s-a adeverit și am vorbit tot timpul la subiect. Băi, politic e, v-am zis, e promițător. Politic e promițător. Banii? Băi, eu nu cred că se va rata banii. Încă, din câte știu, eu nu are viață extrasportivă, e ok, băiat. E indolent pentru că anul trecut, sau nu, acum 2 ani, a avut niște oferte. A vrut să-l ia mai multe echipe de Liga 1. Și atunci el nu a intrat în cap că e valoare, că ăia-l ia și nu știu ce, dar ăia-l luau pentru Under 21, că pentru un Under 21 era ok. Nu e limitată, spun eu. Uitați-vă la felul de lovire a mingii, la tehnica lui. E un jucător destul de tehnic, dar dacă ar pune osul la treabă și atrage și puțin pe fizic, că el acolo la fizic nu prea are fizic, nu duce fizicul. Amzar e puternic, e puternic. Eu zic că face treabă, nu știu, l-au criticat niște mulți prieteni de-ai mei, dar eu am încredere în el și ați văzut titular la Under 21 la România, da? Despre patroni am spus ce părere am. Nu sunt patroni. Patronii sunt de care patroni vrei să vorbim? Spune-mi de ce patroni vrei să vorbim. Că ăștia nu sunt patroni. Niculescu și cu Voicu nu sunt patroni. Ăștia sunt niște angajați. Băi, Bordușanu, fii atent că e vorba de Borcea și Bordușanu. Borcea e moluiu, așa, n-are tupeu în el, iar Bordușanu a fost operat, a avut o operație foarte grea, nu știu dacă va mai reveni, și-a pățit ca moldovean. Operație super grea, a avut ligamente și menisc, nu mai, e nasol. Dar banii nu au avut accidentări, banii e tehnic, mă, vă spun eu dacă la banii, da... Băi, frate, trebuie să înțelegeți încă o dată și revin din nou la subiectul burcă. Băi, ce căcat să-l învețe burcă? Nu elimin eu comentarii. Mai mi-apare de la TikTok mesaje că nu respectă nu știu ce, că nu căcat ce fac TikTok-ul ăștia. V-am spus, veniți pe YouTube. Toți care sunteți pe live-ul ăsta acum, mergeți pe YouTube și dați urmărire sau abonare la... Nu vă costă nimic, niciun ban acolo. Intrați pe YouTube și măriți numărul de abonați pe YouTube. Acolo putem să facem live-uri mișto și nu ne mai deranjează nimeni. Aici vin chinezii ăștia cu tot felul, restricții, căcat, raportează ăștia. Ăștia o să ne raporteze, că nu le convine ce spunem noi. Eu spun, noi pe Dinamo Beach de Elită am spus adevărul și nu le convine, adevărul supără, doare. Golubovici, da, un portar foarte mișto, foarte bun. Are și el puncte slabe, dacă vă uitați. Uitați-vă la Golubovici că le cam ia de la distanță. Nu știu, are plasamentul puțin... Sau nu împinge din picioare, ca lumea, nu știu. Și că a avut și el o accidentare, dacă nu s-a accidentat la genunchi, că ajungea mare portar. Nu știu, Lazar e terminat, nu mai poate, săracul. Da, asta e, Lazarica că atât a putut. Era bun. Era bun Lazar. Pe păi ce, Lazar, ai uitat când i-a omilit pe stâna de ea, ce a făcut el atunci când era Andone? Ultima oară n-a mai putut să mai facă, nu mai poate. Păi, eu ce am spus? E terminat acum, dar asta e. Bulei că săracul, da, s-a lăsat de fotbal, așa e. Părerea despre Burcă, v-am spus ce părere am. Că e de Liga a doua, poate să plece la Liga a doua, să ducă să-și caute o echipă. Nu e de Dinamo, nu e antrenor de Dinamo. Și eu ce am spus a adeverit, uitați-vă la toți. Când a venit Stoican, eu v-am spus, bă, Stoican nu e, bă, la Dinamo trebuie antrenor, bă, când a venit Miriuță la fel.
Uitați-vă pe YouTube. Mergeți toți pe YouTube, dați abonare acolo la YouTube. Dați la YouTube abonare să putem să facem live-uri acolo, să n-aibă numai aia Radio Teflon. Înțelegi? Să facem și noi. Facem și noi live-uri. O să am și invitați. O să vedeți prieteni de-ai mei și o să discutăm. Care vreți să luați legătura cu mine și să vorbim în duet sau ceva, să apurtăm discuții, contactați-mă din timp dinainte de live, când în timpul zilei sau, eu știu, intrați în privat pe Facebook și să spuneți-mi. Da, dacă lăsa părernic, da, așa este. Băi, asta nu se înțelege. Deci dacă vrei un proiect pe termen lung și orice proiect de bun simț, începe cu un antrenor ca lumea. Și după aia jucătorii aduci. Și v-am spus, spunea unii că, băi, că ce jucători are ăla, că nu se pretează la... Păi, sistemul îl alegi în funcție de ce jucători ai, dacă ești antrenor, dacă nu, nu. Și uitați-vă încă o chestie la Burcă, ce schimbări face. Uitați-vă ce schimbări face, tâmpe. Și numai ce jucători și-au oprit în lot, deci numai... Deci când tu spui, bă, țâră rămâne în lot, deci tu demonstrezi că ești un bou ca antrenor. Deci n-ai ce să mai... Nu mai vorbesc, că n-are rost. De Burcă chiar nu mai vorbesc. Da, mă, Ghezali e bun și eu rămân la ideea că încă e bun. L-am criticat prima dată în Liga a doua, că i-a trebuit ca Murșilor la vreo 12 meciuri ca să dea randament. E bun, e un jucător bun, dar nu îi găsește. Ori Burcă îl freacă și îl pune tot timpul. Du-te în bandă dreaptă, nu știu ce, îi dă sarcini defensive, după aia îl bagă vârf 2. În fine, acum am văzut că atacul e cu Gonzalo și cu ăla, cu negru ăla, cu Abdallah. O să vedem. Lasă-mă că știi tu fotbal, măi, păcală. Eu știu, mă, că eu vorbesc, bă. Nu mai intra să mă jigniți pe aici, că vă bateți gura de pomană. Toți care mă cunosc știu cine sunt, mă. Și la mine, știi, cartea de vizită vorbește. Intrați pe YouTube și uitați-vă la materialele de anii trecuți. Am acolo 500 și ceva de materiale. Și intrați acolo să vedeți ce am zis eu. Când voi îl pupați în cur pe Miriuță și pe Stoican. Da? Cum îl pupați acum în cur pe Burcă. Înțelegi? Eu când spun ceva, spun acoperit. Am arătat în anii trecuți ce știu și ce fotbal știu și ce asta. Da? Cine sunt de fapt? Uite, sunt un dinamovist de elită care spun adevărul. Ăsta sunt. Am fost mai frumos în B. Mai băteam și noi pe cineva, nu? N-ai tu fire de păr în cap, bă, câte deplasări am eu cu Dinamo. Și de cât timp am cotizat eu la Dinamo, înțelegeți? Miriuță Stoican, Neagoi. Păi când au venit ăștia v-am spus, mă. Pe cine se pișe Patrick Petre? Patrick Petre în Liga a treia, da. Nu, s-a ratat. Asta e, și-a ratat cariera. Torje e ratat, e subiect închis. Da, deci despre sponsori am vorbit. Am vorbit despre sponsori. Ce subiect mai aveam de discutat? De partida asta care avem cu Herman Stadu. V-ați uitat la partidele lui Herman Stad? Ați văzut cam cum se mișcă? Ce credeți că se va întâmpla acolo? Avem vreo șansă? Ce pronostic dați? Putem câștiga acolo la Herman Stad? Sunteți de acord că dacă nu câștigăm la Herman Stad, rezultatul cu CFR se dovedește că e un rezultat mincinos și că Burcă trebuie să plece? Și ce, sunteți mulțumiți cu un egal? Da, am înțeles că e egal. Spuneți toți că e egal, pentru că a scos Herman Stad destul de multe remize. Sunt o echipă care scot remize, au 7 remize. Sunt în scădere, ok.
Rotariu am spus, îmi pare rău, nu mai repet. E bun, e valoros, s-a dus la stână că acolo i-au dat ăștia banii, nu trebuie învinovățit, nu e dinamovist înrăit, nu e o trădare. Ăștia ei noștri nici măcar nu au ofertat, au spus, au recunoscut. Așa a zis voi și de Budescu, că nu-i jucător. Dacă eu vă spun că Rotariu e bun, vă spun eu că trebuie să vă dea de gândit, chiar dacă sunteți de alte păreri. Deci, v-am spus și de Budescu. Și a zis toți, a strâmbat din nas. Budescu, face, dezechilibrează vestiarul, că nu știu ce. Na. Ăla, Rotariu e jucător, meseriaș, e de alt nivel. Trebuie să dai bani. Băi, du-te mă tu la radio ăsta, Ionuț, Ionuț, fă o plimbare pe la radio Neghiniță și mă cauți când te deștepți, că ești bou. Eu unul mă întreabă câte cupe avem, un bou. 13 cupe avem, măi, boule. Înțelegi? Budescu? Ce să vorbești, mă? Păi uite, deci tu ce faci? Ce să... Budescu? Noi nu avem jucători de ăștia de fotbal, meseriași de ăștia. Noi nu avem. Stica vestiar. Lasă-mă că așa îi vedem pe ăștia, îl vedem pe țâră. Nu e nicio problemă. Îl vedem pe țâră. Și pe Bena. Îl vedem pe țâră și pe Bena. Și pe Abdala cu șlefuiește mingea. Poate o să fac ăsta totuși. Na. Ceva. Budescu și beată, la duci și 200 de chile dacă e și pac, ia mingea și o pune pe căpățână la unul și beată, gol. S-a dat gol. Da, liderul echipei, nu avem așa ceva. Băi, mie îmi place de băiatul ăsta. Hai că v-am întrebat de meciul de la, cu Herman Stad. Băi, Benar nu e, măi, oameni buni, lăsați-mă cu Benarul vostru. E mijlocaș defensiv. Și ce vreți de la el? Că nu înțeleg. N-ați văzut că nu e de Dinamo. Hai să fim serioși, băi băieți. E un fel de răuță. Ce dracu? Iar începem. Altă problemă. Hai spuneți-mi de Herman Stad. De Herman Stad, vă rog frumos să ziceți aici care-i treaba. Deci voi spuneți, am văzut că foarte mulți sunteți să spuneți că va fi egal. Uite, unii m-au mai zis că luăm bătaie. Chiar nu batem? Uite, aici sunt Meșu că batem. Alex a zis că batem. Băi, aici v-am spus, se demonstrează. Acum trebuie să vedem. Herman Stad am văzut că practică un joc vagabonțesc așa. Și cu tupeu. Pe forță, alternează așa fazele în viteză. Sunt tupeiști, joacă și defensiv și reușesc să iasă și pe contraatac. Speculează când au ocazii. Va fi greu, destul de greu cu ei. Problema e că dacă... Da, asta spun eu. Eu zic că ne bate acolo. Problema e că... Dacă ne mulțumim cu un egal... Noi acum, sincer, să discutăm așa. Deci am făcut egal cu CFR-ul, locul 2, da? Și au început să plângă ăsta. Spunea ăsta, Nicoleta, asta că... Zicea că, băi, fraților, trebuie neapărat să jucăm, să arătăm că suntem buni, că să facem măcar o repriză, cum am făcut-o pe prima. Vouă vi s-a părut că am jucat noi prea minunat în prima repriză cu CFR-ul? A făcut Burcă o treabă interesantă cu CFR-ul și a revenit, dacă ați văzut, la meseriașul Iglesias acolo cu Neluz Roșu, care au jucat acolo la mijloc. A fost un trio cu ăla, cu cum îl cheamă pe băiatul ăla? Pe Ilic. A venit și Ilic lângă ei și Ilic mi-a plăcut să știi din meciul ăsta. Nu știu, parcă s-a... N-a jucat super. Bă, mă, câte faze a avut, mă. Ce a avut, mă? A tras Abdala cu un șut pe poartă și... A mai fost o fază la un corner, Lucas parcă a fost aproape să reia spre poartă și atât, a dat golul și pa. Dar n-am avut că să zici că a jucat așa de bine. Eu vă spun ce am văzut eu, CFR-ul a stat așa, uite, a stat ca un sac de box. Au stat, n-au venit la pressing peste noi. Ăștia o să vină în pressing peste tine, Măldărășanu e antrenor, ai să vezi ce face asta. Da, eu vă spun sincer că a fost meci comandat de mafia pariurilor, mă. Păi băi, ia uitați-vă ce e în Italia acum, mă.
Ce părere aveți voi de scandalul din Italia? Sunt jucători care au pariat cât un milion pe contra echipei lor, că nu știu ce. Deci vă dați seama la ce nivel s-a ajuns? Vă dați seama, ai 1,50 pe 1,50 cotă trebuie să bată CFR-ul pe Dinamo. Deci trebuie să-i bată clar acolo. Spun eu că au pariat și dinamoviști că ne bate CFR-ul. Și CFR-ul a stat cu minte. Tâc, tâc, când a văzut că are nevoie de recuperare, a recuperat 1-1 și... Nu, nu e. Acum, normal, dacă le-am făcut față lui CFR Cluj, da? Ar trebui să venim acum să batem, să ștergem pe jos cu Hermann Stahl. Nu? Hai, ziceți, e adevărat ce spun eu acum? Deci v-am spus, în meciul cu CFR-ul, punct pozitiv pentru Burcă și va juca cu aceeași echipă. Să vedem dacă se va plia pe acest meci, pe tactica lui Măldărășan. Să vedem. Deci, ce a făcut el? Bine, v-am spus, l-a tras Păneluz Roșu cu Iglesias acolo și a venit și cu Ilic. A făcut un trio acolo frumos, da? Era bine dacă l-avea pe la Rusea, era super. Dar s-a mișcat bine și Ilic. Și ce a făcut? A aglomerat după asta. După ce a dat golul la minutul 9, când am dat noi gol, s-a băgat în apărare cu 5 fundași. 5 fundași, 3 mijlocași, 2 atacanți. Din aia 2 atacanți, Gregorio, care nu s-a văzut, a jucat mai mult, se trăgea în bandă, deci venea la mijloc și ajuta Gregorio. De asta nu s-a văzut Gregorio. Mă, nu-i mare antrenor, dar e vagabond, măi, e golan. E golan, tu ai văzut că e așezat pe ea pe teren acolo. Ce? Dorian Munteanu spune că e mare antrenor, dar uite că arată că știe, bă, băiatule, n-ai ce să... Bine, nu pot să compar pe Dorian cu Moldărășanu, dar, na, Dorian are un titlu de campion, din câte știu. Bine. Da, Mandolini ăla, ce schimbări a făcut cu... Parcă n-a vrut să bată, nu știu. În fine, nu vreau ca să... Nu vreau să spun mai multe, că n-are rost. N-am eu. Dar voi ați văzut și voi ce scandal s-a creat în Italia acum cu jucătorii aia și asta. Deci ăștia ar trebui să fie spânzurați, mă. Sunt oameni care au pariat, poate banii lor, au pierdut o grămadă de bani din cauza lor, că au făcut ei blaturi. Ăștia ar trebui să scuși din sport și să le fie confiscați toți banii care au. Toți, toate veniturile care le au, să fie trecuți la muncă silnică. Nu poți să faci așa ceva. Deci, vă dați, și la nivelul ăsta se ajunge în toate campionatele. Mai ales când la noi toată Liga 1 e sponsorizată de Betano și de nu știu care, de Superbet. Băi, vă spun acum, deci ne convingem. Uite, că vorbim acum, suntem în live, da? Vine meciul cu Hermann Stadu și vedem ce faci. Vedem ce faci acum. Vine, deci ai meci cu Hermann Stad, da? După aia, deci cu Hermann Stad, dacă nu câștigi, înseamnă că CFR-ul s-a dat la o parte și te-a lăsat. Înțelegi? Dacă face egal cu Hermann Stad sau iei bătaie. Eu zic că nu face egal, eu zic că mănâncă bătaie, dar acum, în fine, vom vedea. După aia ai meci cu Iașu, da? Iașu te-a bătut de 3 ori anul trecut, da? Ok, că îl mai bate grozav odată, sunt sigur de asta. Și după aia vine și ai acasă, gândește-te. Și după aia joci cu UTA în deplasare. N-ai. Deci dacă acum nu iei 6 puncte din 9 posibile, nu mai, te duci. Trebuie să-ți dai demisia. Dar eu pun pariu că dacă pierde asta toate 3 meciurile, tot nu-și dă demisia. Băi, frate, am și eu o vârstă și am văzut multe la viața mea așa. Nu, am experiență în fotbal, îți dai seama. Am văzut multe, n-am. Păi atâta trebuie să scoți, mă. Nu, și te înțeleg că nu-i matematică, dar atâta trebuie să scoți. Ca să poți să te salvezi. Noi acum ne luptăm cu realitatea, cu punctele. Noi trebuie să facem puncte, nu trebuie să jucăm. Că toți voi, toți băi, că joacă, că pasăm, că avem posesie. Păi voi v-ați uitat, mă, la posesie, că pasează numai portarul cu fundașii lateral, cu fundașii central. Fundașii noștri central nici o minge nu o perpendicularizează, să o ducă pe jos așa, să între linii, să câștige puțin teren și asta. Noi pasăm mai înapoi și acasă. N-ai. Și la portar. Băi, acum trebuie să scoți maxim din puncte din meciurile astea. Dacă nu scoți acum, ce să mai scoți cu Botoșaniu? Ce dragul că de... Ai văzut că Botoșaniu urcă în joc? Voi n-ați văzut că Botoșaniu a început să miște cu Alexa? Alexa îl bate pe Burcă. O să vedeți. E nasol.
Deci noi am bătut, hai să... Acum fi și voi luciți și gândiți. Eu știu, ținem cu Dinamo, suntem, te avem Dinamo la inimă și asta, băi. Dar uitați-vă puțin cum avem noi punctele astea nouă. Că noi aveam acum 4 puncte minus. Deci gândiți-vă, noi trebuia să facem egal cu Botoșaniu, că l-a fost un gol, nu știu ce a făcut portarul ăla, ce dracu, și-a băgat-o în poartă singur și asta. Și cu ăla de la voluntar care a ratat penalti în ultimul minut, hai să fim serioși, mă, gândiți-vă puțin, n-ai ce să... E tare, da, până vine Prodaca și trage două bucăți de Alexa și îl dezmembrează. Nu dispare, mă, Dinamo, stați liniștiți ăștia care vreți să dispare Dinamo. Nu dispare. Dinamo suntem noi suporterii și cât mai ținem noi trena în sus și cât mai ținem noi steagul sus, Dinamo va fi bine. Dinamo va fi tot timpul pe firmamentul național acolo. Pentru meci cu Botoșani o să o luăm pe Prodanca, secund. La asta, da. Băi, despre ce buget vorbim? Că ăștia au spus că bugetul este de între 5 și 7 milioane. Și eu am făcut un calcul și de la sponsori, din televiziuni, din bilete, din ce vrei tu, din marketing, căcat, ce mai aduci, ce bani mai vin, în afară de banii investiți de ăștia, de neinvestiți de rezi ăștia, sunt vreo 4 milioane și ceva. Deci cu un buget de 4 milioane să n-ai tu să faci o echipă, mă... Să nu poți tu să ai un antrenor ca lumea, să nu poți tu să faci ceva. Chiar așa am ajuns, ultima scursură. Ce dracu, hai să fim serioși. Îți spun eu că sunt 4 milioane și ceva, eu n-am făcut mai mult. Dar eu spun că e mult mai mult. Deci, se ajunge pe undeva până la 5 milioane. Păi cu 5 milioane trebuie să faci treabă, mă. Dar, băi fraților, hai să ne gândim. Nu poate să-ți facă treabă ăsta, Niculescu, care el e de ăsta, finanțist. El se uită, bă, cât costă jucătorul? A, nu-l luăm. Când trebuie să deblocăm transferul? Trebuie să dăm 500 de mii ca să deblocăm transferul? Nu, nu le dăm, că încercăm să mai tragem de timp vreo două săptămâni, că poate îi păcălim pe ea de la FIFA ca să ne taie banii ăștia și să nu mai dăm nimic. Și nu am dat nimic și după aia a trebuit să plătim. Tot am plătit banii aia și am pierdut și două săptămâni, trei săptămâni și am rămas cu... Am adus jucătorii în ultimă instanță, ați văzut ce s-a întâmplat. Deci, asta înseamnă, unul care menegeriază un CAP-ul, nu poate să vină să menegerieze Dinamo, o echipă de fotbal. Și aici sunt niște lucruri. Vorbești de fotbal, vorbești de trebuie să faci niște investiții. De multe ori investițiile alea care ți se par mari. Deci, bă, dau 200.000 pe jucătorul ăla sau dau 100.000 pe, să le iau pe antrenor. Păi aia, mutarea aia poate să schimbe totul. Antrenorul ăla care vine poate să-ți propulseze niște jucători și tu îi vinzi. Poți să faci niște lucruri foarte interesante. Cu o mutare care te-a costat în aparent mult, dar s-a dovedit a fi un buf. Deci asta înseamnă fotbal, dar ei nu gândesc fotbalistic. Ei tot timpul se zgârcesc și acum la Burcă la fel se zgârcesc. E Burcă și că tragem de el că e varianta cea mai ok. Ei se gândesc că dacă îl dă pe Burcă afară, acum trebuie să-i plătească contractul până la final sau ceva. Trebuie să-i dea lui Burcă vreo 50.000, 60.000 cel puțin. Asta fac ei. Băi, chestia cu investițiile, v-am spus. Băi, bani sunt. Că cine e în spatele lui Niculescu și al lui Voicu, spun eu că au bani. Dar v-am spus, e o strategie... I-au pus pe ăștia acolo să strângă cureaua, să limiteze cheltuielile. Păi, fii atent, gândește-te. Tu ai venit, ce s-a întâmplat dacă nu puteau să șteargă datoria de 6 milioane? Tu l-ai văzut cu Niculescu cum și-a pus mâine în cap și-a pus, aoleu, ce plângea acolo la tribunal. Prima dată când i-a amânat. Când i-a amânat cazul și nu le-a tăiat datorie. Și apoi ți-a tăiat datorie, 5 milioane ți-a tăiat din datorie. Deci 5 milioane care tu trebuia să-i dai. Păi tu dacă erai un investitor care venea la Dinamo și erai pus pe treabă, păi să ai puțin. Băi, 5 milioane am tăiat? Da, uite, 5 milioane ăștia investesc. Infrastructură, jucători, antrenori, nu știu ce. Nu? Păi tu te-ai venit la Dinamo să ce? Dacă nu veneam ei în ianuarie. Bă, tu n-auzi, tu nu înțelegi. Băi, cine ești, mă, tu? Sebi Radu. Băi, Radule, fii atent. Tu crezi că ăștia au luat decizia atunci să vină? Tu ai uitat când au înființat ei
Când ai înființat ei Redenoite-ul, te-ai uitat și tu să vezi, e Redenoite în octombrie 2022. Gândește-te că el când a venit Burcă când a venit la Dinamo, ei deja vorbiseră, planul ăsta era făcut. Și Lotus 2 ăsta, Redenoite, ăsta l-au făcut tot datorită faptului că ei vreau ca să meargă pe schema asta Lotus 2. Înțelegeți? Să meargă cu o firmă care pac. N-ai văzut că îi prostește pe ăștia să vină sponsor și să investească la Redenoite? N-ați văzut? Eu vă spun o altă chestie. Ați observat că au venit niște sponsori. Au spus ăștia că a venit Renovio, nu știu cum se numește, Renova, nu știu cum îi spune. Eu au un sponsor de ăsta. Renovatio. Sunt ăștia cu electricitate, cu nu știu ce, cu în energie. Știi? Niște sponsori destul de buni. Și aia că au un pachet destul de interesant. Un 20 și ceva la sută. Și mai sunt câțiva. Pavel, nu știu ce. Mai sunt niște nume vehiculate pe acolo. Băi, gândiți-vă, mă, dacă voi erați sponsori și voi îl vedeați pe Burcă la Dinamo și juca cu pasele alea înapoi, băi, ce făceați, mă? Vă convenea să dați banii și să-l vedeți pe prostul ăla ce face și îl bagă pe țără? Ziceți, ce aduceați acolo? Nu a venit nimeni ca să salveze Dinamo la greu, pentru că deja patronii erau acolo. De ce erau? Nu mă cer cu nimeni, mă. Nu mă cer cu nimeni. Vrei să te ceri tu cu mine să te cerți la altă masă? Hai, cântă la altă masă că ruginește ursul. Măi, eu v-am spus că Burca a venit pus de ăștia. Cine, îi spun eu, ăștia care sunt în spatele lui și spun și cine sunt, eu, ce cred eu că sunt. Negoiță e același, pentru că antrenorul Burcă se pliază exact pe criteriul Negoiță, negoițian. Antrenor tânăr, cere puțin, nu face figuri, nu știu ce. El a venit cu dăștea, cu tinerii dăștea, cu Mihalcea, cu nu știu ce. E negoițian, odată. După aia, bade-i deja acolo. Taci din gură, nu le ia nume, nu le ia palmares, la numele, nu știu ce, ca să zică că nu știu ce, dar în rest, nu le-a pus bețe în roate. Dacă vrea, poate se supăra, gata, palmares, gata, nu știu ce. Era jale, era deranj. Da? Cine mai e? Borcea? El zice că nu e. Voi credeți chestia asta? Eu zic că e. Ei sunt în clică, mă, toți ei acolo, toți vagabonzii care au fost. Ei l-au băgat pe Negoiță la înaintare, Negoiță s-a săturat de câte anghiții și nu știu. Și a zis, bă, e timpul să mai găsiți unii care să preia ștafeta. Și a venit Negoiță, ne-a rugat-o pe aia, băieți, eu plec, socios, hai, băgați voi bani că eu plec de aici, înțelegeți? Dar tot ei erau. Spune-mi tu mie că Dinamo a rămas singur așa și a venit oricine acolo și a luat banii Păsărescu și a fugit. Hai zi. Nu e nicio... Nu aperezi nimic, amăi. Ești tu prea prost să înțelegi ceea ce vorbesc eu. Înțelegi așa că te ejectez. Du-te și cântă la altă masă și tu. Ești istorie. Sunt câte unii care sunt prea proști, înțelegi? Și nu, degeaba vorbesc eu că ei nu înțeleg. Trebuie să le spun în sanscrita veche, că nu. Înțelegi? Dacă ești limitat așa, uite, noi nu vorbim decât pentru ăștia. Vezi? De asta e citit Dinamo Vici de Elită. Nu-i pentru toți tărtanii. Tărtanii? Nu înțeleg. Ei zic că a venit Eugen Voicu și cu... Păi v-am spus ăștia care mai credeți în zâne și Moș Crăciun, uitați-vă și voi, luați, intrați pe Google și dați declarația avere Niculescu, declarația avere Voicu. Și o să vedeți câți bani au ăștia și de unde au scos ei atâția bani sau ce au făcut. I-a angajat, i-a pus acolo și la revedere. Ce credeți, că Dinamo a rămas așa o echipă părăsită, da? A rămas Dinamo părăsită pe acolo și a venit oricare să o ia. Dar când a vrut ADPD-ul să o ia, de ce nu i-a dat omul la ADPD? Sau de ce nu a luat ADPD-ul? Ia zi tu. De ce nu a luat ADPD-ul? Dacă o dădea, o lua oricine. Nu? Era lui oricare. De ce nu le-a dat la ADPD? A vrut Răzvan Oprea să vină el cu niște investitori sau să facă el ceva acolo. De ce? Dacă era nimănui, de ce n-a putut să o ia ala? Sau de ce nu l-am văzut patronul pe ăla, pe împăratul vostru, pe ăla care vă bate pe acolo, pe un peluze și vă bagă petarde în fund la copii. Cum e? Erau pârliți. Păi erau pârliți, nu? Bun. Dar de ce nu au putut să ia dacă erau pârliți? Cine a decis ca să nu ia? Dacă era nimănui din am.
Și putea oricine să vină acolo. De ce n-a venit ei? Ha? Da, nu le țin partea la ăștia, dar vreau să-ți explic eu un fenomen. De cine dicta acolo? Spune-mi și mie. Cine a fost acolo? Băi, v-am zis, cereți-vă singuri. Ăștia care nu sunteți de acord, plecați în pula mea de aici. Înțelegi? Nu sunteți de acord, nu crezi tu ce zic eu pe aici. Pleacă, du-te. Ai unde să te duci, du-te. Du-te sâmbătă, bea un nectar, bea o diana, un carmol. Fă-le cu ceva, scapă, mă. Măcar lasă-mă pe mine să trăiesc. V-am spus aici la Dinamo Vici de elită, e vorba de elită, nu de dobitoci. Neivane, Pașona Turbinca, du-te pisici la Radio Neghiniță. Unde la pe YouTube nu pot să intru, că am 500 și ceva. Nu, eu nu m-am chinuit să fac urmăritori, să... Au urmărit cine au fost. Oameni care înțeleg materialele mele, că sunt materiale care, dacă, uite, intră și tu, Alex, nu știu dacă mă urmărești. Intră pe YouTube și vezi niște materiale de ale mele, să vezi ce zic acolo. Și am spus, de când am început decăderea asta, tot am vorbit. Bă, am hotărât să intru în... cu conceptul ăsta cu Dinamo Vici de elită, tocmai pentru a ridica puțin standardul. Dar încerca să creez o comunitate mai elitistică, așa, care să vadă lucrurile cum sunt, nu... Da, postez rar, pentru că eu nu sunt de profesie. Eu nu mănânc din asta, tu înțelegi? Eu nu sunt un de-asta care trăiesc de pe TikTok-uri sau de pe YouTube-uri sau nu știu ce. Înțelegeți? Eu am treaba mea, job-ul meu, am meseria mea, cariera mea, nu câștig eu pâinea din asta. Eu fac asta așa, am fost oripilat de măscărici ăștia care vorbeau de Dinamo și spuneau numai minciuni și debitau numai prostii și Dinamo mergea numai încăcat și am zis, băi, trebuie să vină cineva să zică dreptul, adevărul. Înțelegi? Da, Alex, așa este. Trebuie să-i dau un crânat în gură al ăsta, lui Roberto ăsta. Băi, uitați-vă unde vreți, că eu nu mă, v-am spus, eu nu sunt avid de, eu știu, urmăritori să-mi vină mie, că nu trăiesc din asta, mă, ca teflon, ca ăștia. Eu m-am enervat când am văzut că erau câțiva de ăștia, am văzut mecanismul ăsta de doctrinare și dobitocire a suporterilor din Amovis și am zis, bă, frate, trebuie să fină cineva, trebuie să spună lucrurilor pe nume, înțelegi? Și eu am luat decizia asta și m-am băgat în lupta asta, să spunem, dar nu, eu o fac ceva din plăcere, îmi place să fac lucrul ăsta, dar nu câștig nimic, n-am eu legătură, nu, de asta nu mă pasionează, de asta n-am făcut urmăritori pe YouTube. Veniți pe YouTube, încă o dată, cine mă ascultă, urmăritorii mei care nu aveți deja abonament pe YouTube, veniți pe YouTube și ajutați-ne să facem pragul ăla de 1000, să facem acolo live-urile. Nu pot să compar platforma TikTok cu YouTube, deci YouTube-ul e... Na. E YouTube. Ia să vedem ce se întâmplă în Europa. Danemarca, Kazakhstan 3-1, minutul 74, Ungaria, Serbia 1-1. Italia, Malta 2-0, Slovenia a bătut pe Finlanda cu 3-0, Bulgaria a mâncat bătaia acasă de la Lituania cu 2-0 și bulgarii se duc la vale ca noi, ca români. Ucraina, Macedonia de Nord 2-0, Irlanda de Nord, San Marino 3-0. Astea au fost rezultatele de azi, mai sunt încă în joc 3 meciuri, dar sunt pe final. Bine, am spus așa, pe cei care urmăriți fenomenul. Deci veniți pe YouTube, v-am zis, veniți pe YouTube și cei care nu credeți că fur curent, că zicea unul că fur curent pe aici, urmăriți materialele care le-am postat pe YouTube. Acolo e cartea mea de vizită, înțelegeți?
Păi, știi care e treaba? Toată lumea s-a obișnuit să... Ce am propus eu este un alt fel de suporterie. Un alt fel de concept de suporter. Adică, atunci când spui de elită, ești exigent, mă, ceri întotdeauna și vrei... Noi trebuie să nu uităm cine e Dinamo, mă. Noi nu trebuie să ne culcăm pe urechi și să ne mulțumim că ăștia ne salvează de la retrogradare sau că se chinuie Burcă să ne-a promovat Burcă și nu știu ce. Noi nu trebuie să ne gândim așa. Noi trebuie să gândim la o scară mare. Deci Dinamo este un club care trebuie să fie condus de niște investitori de marcă, da? Trebuie să aibă cel mai bun sponsor, cel mai bun echipament, numai cronul ăsta. Înțelegi? Deci trebuie să ai Nike, trebuie să ai Adidas, trebuie să ai ceva, nu? Trebuie să fii și tu acolo în top, să fii meseriaș, nu? Trebuie să ai cei mai buni antrenori, cei mai buni jucători, orice, nu? Trebuie să fii la superlativ. Dacă noi uităm lucrul ăsta, noi din auviști ăștia de elită, uităm cine suntem, ăștia tineri o să vină din urmă și o să se mulțumească că nu retrogradăm. Și că reușim să batem pe Iași și pe, nu știu cine, pe Kermanstad și că am făcut egal cu Cluj. Ai înțeles? Asta vreau să-ți explic. Deci noi acum suntem foarte mulți care suntem, cum să zice, la final de carieră, noi suporterii mai bătrâni. Și atunci trebuie să predăm ștafeta tineretului și tinerii, uite, eu Alex Meșu e tânăr, mai sunt o grămadă, că eu pe tine te știu. Da. Pe asta zic, sunteți tineri, dar voi trebuie să înțelegeți și voi ceva. Trebuie să înțelegeți că nu, dacă spun niște lucruri, dacă spun lucruri pe nume și sunt, am o atitudine exigentă, asta nu înseamnă că sunt extraterestru sau că vreau răul lui țin cu oile sau că vreau răul lui Dinamo sau că nu știu ce vreau. Nu trebuie să vorbim toți ca niște proști de aia. A, ce frumos e, mamă, cum joacă, a jucat bună, cum a dat-o politic, cum a făcut. Ce dracu a făcut că jucători ca politic aveam 1000. Jucau, făceau tușa la Dinamo. Înțelegeți ce vă spun eu? Noi acum ovaționăm pe niște jucători sau ne gândim, mamă, ce bun e ăla, când ăla e o petardă, știi, care nici n-avea loc să intre în teren. Înțelegeți ce vă spun eu? Și eu vreau ca să vă trezesc, eu vreau ca să voi să înțelegeți, bă, uite ce însemna Dinamo, că voi n-ați prins conceptul ăla. Păi, bă, frate, eu vă spun numai de anul 2000, că am spus și în live-ul trecut. Când am jucat în 2000, tot așa eram după o perioadă de 4 ani de secetă. Mamă, greu de tot. În 99-2000, deci în sezonul ăla. Când a venit Dinu și a făcut trupa aia ca lumea, se întorsese și Lupescu acasă. Băi, frate, nu-i bătusem pe oi de mult. Și eram atât de supărat încât nu conta titlul. Băi, vreau să-i bată pe oi. Și noi eram în fața oilor cu nu știu câte puncte, 14-15 puncte. Eram campioni. Și am jucat cu oile acasă. Și în 10 oameni, oile le-a dat gol, l-a dat Dănciulescu gol sau Ciocoie, nu știu care a dracu a dat. Și ne dăduse gol și eram, mamă, era 2-2, de asta eram terminat, mă. Când a dat golul de 3-2, Mihancea parcă l-a dat atunci. Băi, a fost o descătușare, deci gândește-te că așa era, așa trăiam noi, vreau să vă transmit și vouă, mă, chestia asta. Dar voi chiar nu realizați, voi, unii dintre tineri, băi, sunteți așa, gândiți la sensul ăsta. Aia, lasă, că e bine și așa, e nu știu ce, știi, voi vă raportați la Dinamo ăsta de acum, la Dinamo lui Negoiță. Înțelegeți? N-ai cum să te raportezi la Dinamo ăsta. Tu trebuie să înțelegi că Dinamo e un monstru sacru al fotbalului românesc. E o echipă uriașă. Asta trebuie să înțelegeți. Și de asta noi... Da, îmi aduc aminte, cum dracu să nu mi-aduc aminte, dar gândește-te că au fost și timpuri în care, uite, mi-amintesc de Cămătaru, mi-amintesc de Mateuț, mi-amintesc de fotbaliști de ăștia, deci gândește-te puțin că eram Dinamo, mă, nu Panarame. Deci noi băteam Iașiul cu 7-8-0, gândiți-vă și voi, amintiți-vă cine eram și acum ne trăm temură chiloții când jucăm cu ăștia și suntem acolo. Băi, uite eu, sunt oameni care vin și, băi, tu nu vorbești numai de rău, vorbești și, băi, uitați-vă, mă, puțin în clasament, voi sunteți sănătoși. Cum să vă, mă, Dinamo, pe penultimul loc? Și fii atent că dacă nu luam punctele alea cu Bulan și asta, eram pe ultimul loc. Deci nu am cum să... Nu vă înțeleg, pe mulți nu vă înțeleg. Deci să văd eu Dinamo după 12 meciuri jucate, cu 2 victorii, 3 egaluri, 7 înfrângeri, gol averaj 8-20, și cu 9 puncte pe locul 15.
N-am cum. Scuzați-mă. Și noi vorbim de ce? Că nu joacă ăla, că stai, că ce bun, ce dribling a făcut politic, că ce dracu a făcut, că n-a făcut nimic, a marcat un gol care s-a respins din ăla, din portar. Ăla a fost golul lui, a fost autogol de fapt. E un jucător promițător, un jucător care arată ok, dar nu e ceea ce trebuia să fie la Dinamo, mă, gândiți-vă puțin. Da, din epoca negoițiană cam mai a fost, contra, da. Cu contra, ce frumos a fost, mai ții minte meci ăla? Asta înseamnă Dinamo, mă, fraților, da? Mai ții minte cu FCSB-ul când i-am bătut atunci cu 2-1, când a dat Hanca golurile alea, ce frumos a fost, ce atmosferă, ce... Sau cu Andone, cum juca echipa, mă, cu Andone? Mai ții minte cum juca cu Andone? Și l-am dat pe afară pe Andone, că nu juca echipa și acum ținem pe burcă de... S-a lipit ăsta de aici, se ține, se legat de scaun. Jucam fotbal, tata, da, da, așa este. Nu urmăresc meciuri de fotbal din România. Fotbalul românesc e plictisitor tare, a fost odată. Fotbalul e fotbal, frate, nu știu, eu înțeleg, te înțeleg, perfect. Dar fii atent, și ăsta e un pericol. Știi, e un pericol foarte mare pentru Dinamo. La foarte mulți suporteri am observat chestia asta, dinamoviști, chiar și de ăștia vechi. S-au scârbit atât de mult de situația asta, nu mai vor să se mai certe cu nimeni, pentru că s-ar tinerii ăștia pe ei. Bă, du-te dracu, la câte meciuri ai fost tu? Băi, băieți, bă, când mergeam noi la meciuri, când eram noi în tribună cu Sporting Lisabona și cu Hamburg, voi erați, vă călcați, nu erați pe proiect. Deci nu trebuie să vă simțiți jigniți, trebuie să înțelegeți fenomenul. Noi am prins vremurile alea cu Dinamo glorios, Dinamo însemna ceva în Europa, Dinamo în România nici nu stătea de vorbă cu nimeni. Păi ce dracu vorbim? Asta e, trebuie să înțelegeți, voi ăștia tinerii trebuie să înțelegeți, asta e problema. Creștem organic, da. Deci, eu am pretenția și de asta am creat și conceptul ăsta. De asta m-a agit eu să fac materialele astea, că vorbeam cu Alex Meșu și i-am zis acolo de ce am început proiectul ăsta. Că nu mă interesează că sunt urmăritori, că sunt nu știu ce. Și nici pe YouTube nu m-ar interesa câți ar fi dacă aș putea să fac live-uri acolo. Asta e ideea. Înțelegeți că de-aia vă și spun să mergeți pe YouTube, pe Dinamoviști de Elită, să vă abonați pe canalul respectiv. Și distribuiți canalul, faceți și voi, ajutați și voi, cum ați ajutat pe radio Căcat, Radio Jegoiță, ajutați și pe alții dinamoviști care spun adevărul, nu... Și materialele de astea le facem rar acolo. Acum, uite, o să intrăm mai des pe live-ul ăsta. Cât de mai lăsați și ăștia, că uite... Deja mi-a pus o restricție unii pe aici, mi-a dat o restricție, nu știu cum m-au raportat, ce dracu au făcut. TikTok, ăștia chinezi, ăștia niște... Da. Băi, frate, amintiți-vă cum era pe stadion, că te duceai pe stadion și vedeai jucători de calitate, bă, băiatule. Vedeam niște jucători de top internațional. Deci ce vorbeam? Ce prelori? Vedeam noi centrările astea. Uitați-vă și voi cum le dă ăștia. Când vezi pe centrare, toți jucătorii sunt la scurt. Ei dă pe... Iese până out în partea alaltă. Deci sunt niște jucători care nu merită să fie la Dinamo. Înțeleg lucrul ăsta și înțeleg și situația că Dinamo acum se zbate în mediocritate datorită lipsei de fonduri sau de interes a oamenilor care au banii sau care dețin puterea la Dinamo. Dar înțeleg. Dar trebuie să înțelegem că noi, suporterii, noi dictăm. Înțelegi? Dacă noi suntem mulțumiți cu spectacolul ăsta de căcat care ne oferă ăștia, noi o să fim, cum să zic, ăștia o să ne ofere același lucru. Asta e ideea. Deci noi trebuie să fim foarte exigenți. Noi dinamoviștii de asta am fost diferiți de oi. Trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Oile au fost mulțumite, că le dă becali acolo, ce le face, că nu știu ce, că... Noi nu suntem mulțumiți. Noi suntem oamenii care apreciem fotbalul. Noi mergeam la stadion că vedeam niște meciuri ca lumea, adică vedeam niște jucători. Acum ei vor să plătești atașamentul. Vină lângă Dinamo, că trebuie să nu știu ce. Că vor abonamente. Păi vină mă tu cu echipă, aduci jucători și atunci omul se bate să ajungă la stadion, nu? Și încă o chestie. Că vorbim de Nicoleta, marele președinte. Păi, e posibil, mă, Dinamo să joace tot sezonul în deplasare, mă? Deci tot sezonul joacă în deplasare. Nu se poate așa ceva. Deci tu să nu fii în stare
ca și președinte, ca și șef la Dinamo, să nu poți să ai un stadion pe care să joace echipa, mă, în București, să poată să vină fanii. Când te duci pe Național, când te duci pe Arcul de Triunf, când plângi că n-ai unde să te mai duci, nu se poate mai așa ceva, să duci, nu, n-ai cum. Deci trebuie să ai, în primul rând, trebuie să ai un antrenor ca al meu, trebuie să ai un stadion pe care să joci, indiferent că nu e al tău, ai plătit contractul cu ea și ai acolo, pe voluntari, pe eu știu, pe în altă parte, te descurci că ești mecher, nu? Ești om cu bani, nu? Da, numărul de spectatori va scădea pentru că nu este spectacol. Ei nu înțeleg un lucru și dinamoviștii, suporterii dinamoviști ar trebui să le arate că nu, înțelegi? Eu nu spun acum că nu trebuie să ne mai susținem echipa, dar nici nu trebuie să te duci la meci ca bou să-l aplauzi pe Burcă că mănâncă bătaie de la, de la toți. Ce inteligenți suntem noi și ce înțelegători am ajuns. Că noi dacă făceam un egal cu Stâna ne urcam pe garduri și săream la Andone și la Redding și la antrenori de top care am avut. Aia mă, ce dracu, vorbim la Dinu și la... Ce să mai, nu mai. Vă mulțumesc tuturor care vă abonați pe YouTube. Eu v-am spus de ce. Eu prefer platforma aia pentru că aici tot timpul rapoarte, se închid conturi, trebuie să-ți faci alt cont, intri. Eu înțeleg lucrul ăsta, dar mă plictisește chestia asta, să deschid, fac eu 50 de conturi, mă cac în el. Asta e. Pentru că sunt foarte mulți care, dacă te văd că spui adevărul, nu le convine, știi? Asta e. Și dacă vă spală ei mințile, eu încerc să vă prezint realitatea corectă. Și asta este. Trebuie să înțelegem că asta e realitatea. Cum înțelegem că Burcă nu știu ce, trebuie să înțelegem și că realitatea e cruntă și că trebuie să totuși să păstrăm un standard pentru Dinamo. Totuși Dinamo e Dinamo, nu e Avântul Prăbușirea. Nu? Da, chiar te rog să vezi ce am postat. Am postat foarte multe materiale acolo. Sunt 500 și ceva de materiale. Și vezi că am luat-o de când era de acum 5 ani, 6 ani. Și te uiți acolo și vezi ce am spus noi. Chiar te rog, făceam înainte car vlog-uri din mașină, conduceam de la servici și mai făceam câte un material, se rugau băieții de mine, mă, spune și tu ceva. Băi, lumea se satură, mă, de radio negoiță. Înțelegeți și voi, eu știu, înțeleg, e așa și este. Ăia folosesc numele lui Dinamo abuziv. Eu dacă pun acum la canalul meu Dinamo București sau nu știu ce, sau eu știu, nu știu ce denumire cu Dinamo, vin ăștia și mă dă în judecată, mă atacă ăștia. Ei folosesc numele de Dinamo 2 ani de zile, în continuu. Păi, nu se poate așa ceva, nu? Și măcar dacă ar face treabă ca lumea, eu înțeleg, au prin planul la orice știre, da? Și eu nu pretind că sunt mare ziarist eu, că nu sunt ziarist. Bă, frate, dar eu am început activitatea asta ca să... activitatea asta am început să o fac tocmai când am văzut ce mojicii fac ei și ce spun acolo. Deci ei nu mai în asentimentul conducerii. Deci ei nu cumva să deranjeze pe cineva. Și lucrurile, bă, dacă nu stau ca lumea, cum? Noi nu spunem. Noi jucăm în verde, mă, noi jucăm în negru, noi jucăm... Nimeni nu spune nimic, mă, bă, Dinamo e roșu și alb, atâta, nu există altceva, altă culoare. Băi, le urc și pe YouTube, le urc și pe YouTube, am să fac... Da, tot așa e, pentru mine, știi cum e treaba, dacă nu prea am timp, e greu pentru mine să le descarc, să le urc chiar, să le uploadez, dar o să încerc să le pun și pe toate live-urile de aici, să le duc și pe YouTube. Dar interesant ar fi ca să susțineți și voi live-ul, adică în sensul că n-are rost să vorbesc singur. Mai îmi spuneți, dați un feedback mai rapid, că acolo am văzut că nu comentați. Nu prea vă place să comentați. Aici mai veniți, mai spuneți, bă, uite, îmi spui părerea ta, eu ți-o spun pe a mea. Și la un moment dat rezultă ceva interesant. Asta trebuie să înțelegem. Eu m-aș bucura dacă voi ar fi o deschidere mai mare către voi ăștia tinerii. Da, nu s-a spus adevărul niciodată. Asta este. Și eu de asta am decis să intru în treaba asta. Da, păi eu ce spun? E mai bine pe live, Alex. Eu asta am spus. E mai bine pe live, că tu ai zis că dacă încarc materiale pe YouTube, le încarc pe YouTube, într-adevăr, dar mult mai bine să, dacă îl pierzi într-adevăr live-ul, te uiți acolo pe YouTube. Dar e mai bine să intrați pe live ca să-mi dați feedback-ul vostru întotdeauna. Așa vă văd și pe voi cum gândiți și eu vă explic și eu cam cum văd lucrurile și întotdeauna din dialog rezultă niște lucruri interesante.
De multe ori eu nu pot să mă exprim poate ca lumea și nu înțelegeți anumite chestii. Promovare plătită? Păi dar nu vreau mă să câștig bani. Ce dracu să plătesc, să le plătesc eu bani? Pentru ce? Eu nu fac bani din asta. Eu nu vreau să fiu plătit. Nu înțelegi? Eu vreau să-i dau drumul la live. Ce să fac promovare plătită? Ce dracu? Să mă rog de ăștia să-mi dea, ce, eu sunt radio Negoiță, să mă rog de ăștia, bă, dați-mi și mie un ban să mă duc cu, după echipă la nu știu ce, nu știu țară. Și eu sunt un om, cu, mă duc la muncă ca și voi, sunt un suporter ca și voi, nu... Da, a vrut să plece. E vorba de faptul că impresarul lui a avut niște pretenții. Și după aia s-a accidentat și n-a mai jucat nimica. Nu fac promovare plătită pentru că n-are rost să... De, ce, de unde să dau bani? Eu n-am sponsor. Ce fac? Îmi dau banii din salariul meu de aeră. Ca să fac YouTube pe YouTube. Dacă... Ăsta, live pe YouTube. Dacă sunt urmăriți și lumea... Oamenii vor să asculte și vor să facem live de acolo, vine și se abonează. Dacă nu, asta e. Nu mai facem. Dacă ne blochează ăștia pe aici, nu mai facem și asta. Da, am înțeles, dar nu vreau, ți-am zis, nu gândesc economii pentru că nu vreau să atrag sponsori. Nu vreau, n-am nevoie, adică nu, sincer, dacă ar apărea sponsori, aș face niște lucruri interesante. Zic eu sigur că aș face niște lucruri interesante. Dar nu, am avut câțiva sponsori când am început activitatea prima dată. Dar au venit, au plecat, au asta. Acum nu. N-are rost să mă agit. Eu ți-am zis, încerc să vă atrag pe voi tinerii și chiar vă încurajez pe ăștia tinerii ca să... Da, o să intru, Cristian. Intru mâine seară, dar o știi când intru, nu intru în timpul meciului, că am văzut că sunt mai puțini oameni. Vorbim singuri pe acolo. Așa e mai mișto, că uite, dacă sunt mai mulți, sunt mai multe păreri și eu văd și eu cam cum gândiți voi, știi? Și ce probleme semnalați. E interesant când suntem mai mulți, știi? Și asta nu că am eu... Ia zi lungule, că nu, cred că n-am văzut. Lungul Robert, ce m-ai întrebat? Că nu, n-am văzut întrebarea ta, să știi. Ne uităm, uite, mâine intru după meciul de la Națională. După meci intrăm și discutăm, ce, să vedem ce am văzut pe acolo. Ne uităm toți care iubim fotbalul, ne uităm. Chiar dacă... Ți se pare ok tactica lui Burcă de a juca numai cu portarul? Nu mi se pare ok. Este o tactică de curtea școlii. Este o tactică care se poate aplica atunci când ai jucători foarte tehnici. Nu vorbim de așa ceva la Dinamo în momentul de față. Deci nu trebuia să se adapteze la ce jucători are. Părerea mea. Golubovici, da, nu mi se pare corect. Tu trebuie să joci direct pe poartă, trebuie să fii întotdeauna să cauți să ataci care e o advers, nu să te duci acasă. Și de multe ori fundașii îl pun în presiune pe el, pe Golubovici, dacă ați văzut și săracul mai și greșește. Deci intru mâine seară după meci o să intru. Că ne mai uităm și noi la meci, mai bem o bere pe acolo, nu știu ce, și după aia, dacă vreți să ne întâlnim și discutăm. Discutăm de meci, discutăm și de Dinamo, bineînțeles. Cine e? Care e Iacob? A, Iacob ăla, președintele. Păi, nu știu. La Dinamo trebuie să ai o vulpe bătrână, cam cum e ăsta, cum e Prunea, cum, nu știu, trebuie oameni experimentați. Prunea, Coman, oameni de ăștia de fotbal, nu înțelegi? Era dinamovist, nu înțeleg, eu nu înțeleg ce vrei să spui, dar nu, asta nu, înțeleg, nu contează. Trebuie să fii și bun. Să ai cuvânt de spus, să fi fost om de fotbal, să ai experiență. Era mai bun decât Nicolescu. Ăla Iacob, da. L-am criticat și pe el și el a făcut niște prostii pe acolo, dar îl înțeleg pentru că n-a avut bani acolo. Chiar nu a fost lipsit de mijloace. Băi, Prunea e altceva, n-a făcut nimic de Prunea, dar are voce, e vocal, se ceartă cu arbitrii, băi, suntem niște vulpi bătrâne mai aici. Voi nu înțelegeți lucrul ăsta. Trebuie să te duci, uneori trebuie să vorbești și tu cu jucătorii, Burcă poate n-are discursul la el, în fine, trebuie să ai oameni de fotbal acolo, mă. Înțelegeți voi? Băi, eu am zis pe Prunea, am dat un exemplu, dar mai sunt și alții, uite, Lupescu, na, Lupescu, ai bani, n-am nici pe Lupescu. Unii spun că ce-a făcut el, că nu știu ce, bă.
Gândiți-vă la un lucru. Cum ar arăta Dinamo cu Lupescu președinte și cu Dorin Munteanu antrenor? Doi oameni care au jucat numai în fotbalul german. Voi vă dați seama, gândiți-vă și voi. Uite, uitați-vă la viitorul sau Farul, că îmi zice acum, la Farul, da? Uitați-vă la Farul. Hagi transpune în practică ce a văzut el. Țin minte, m-am dus odată, eram în Constanța și m-am dus în vestiar când era Viitorul. Și era Viitorul în divizia B. Și m-am dus în vestiare și erau aranjate occidental, mă, în divizia B erau, în Liga a doua. Și aveau tricourile puse, fiecare jucător, ghete, îl așteptau frumos. Cu ce a văzut el în fotbalul spaniol și asta a transpus acolo. E, asta spun și eu, un Lupescu cu Dorin Munteanu, îți dai seama cum ar fi fost din Bundesliga. Te s-a dus și niște oameni care au văzut niște fotbal, mă, care au făcut... Ce să-ți facă Burcă? Ce a făcut Burcă? Gândește-te. Unde a fost el? Până a jucat în Vietnam? Până unde dracu a jucat? Vă dați seama? Ce să zică ăsta? Ce plus să-ți aducă el? Și ăsta, Niculescu ăsta, ce fotbal a făcut el? Sau ce a văzut el în fotbal vreodată? A fost el la președințele cu LPF-ul, cu asta, cu aia, cu șmecheria? Păi îl ia pe cali și trece pe jos cu el. Ce dracu să fac? Băi, e vorba de experiența care o are, mă. E mare antrenor Munteanu. Du-te, bă, vulpea când ajunge la strugul, zice că sacri. Cu Prunea, da, că, băi, uite, spui de Prunea că ne-a dat în judecată. Băi, frate, dar l-ai pus acolo, i-ai semnat un contract. I-ai zis că îi dai un ban? Da, dă-i mă banii. Asta e. Da, acolo în club, trebuia... Tu ai văzut, mă, băi, să mă mai spun încă... O să vorbesc și de Șendre, să-mi reamintești, te rog, asta. Nu pot să fac un live cu Șendre, știi de ce? Sau poate că pot, dar știi care e treaba? Șendre e un tip care face pentru vizionări, pentru asta. Eu nu... El e ziarist, eu nu sunt ziarist. Eu sunt un om care am cultură dinamovistă, cultură sportivă, așa, sunt suporter ca și voi. Nu vezi, discutăm suporteristic, așa, nu... Eu am o părere bună despre el, dar și Andrei, eu îți mai zic o fază, că nu mi-a plăcut mie la el o chestie. Și de asta și eu l-am criticat. A fost cu DDB-ul atunci și a atras mulți oameni. Și a fost și Capato și mulți au fost care au venit acolo lângă DDB și au atras oamenii acolo. Salvăm Dinamo, facem. Și după aia când au văzut că e nasoală, au plecat. Și ei nu mai sunt acolo, nu mai nu știu ce. Dar deja rău a fost făcut. Și Șendre a fost lângă DDB, după aia s-a întors împotriva lor, e schimbător, nu-mi plac oamenii schimbători în general, dar el așa, am văzut că are concepții destul de ok. M-a mai întrebat cineva ceva și n-a răspuns la întrebări? Că mai sunt, să știți că sunt mai multe întrebări și nu le prind pe toate ca să... Ce vă interesează și nu v-am răspuns, puteți să mă întrebați din nou, că mai fac puțin, o să mai stau 10 minute și după aia o să opresc. Băi, ți-am zis, Alex, referitor la Șendre, ți-am zis, eu îl respect așa. Mie îmi place de el cum are niște puncte de vedere care coincid și cu ale mele, de multe ori. Și e tot așa tranșant ca mine, mie îmi place, adică are același punct de vedere. Vorbește din punct de vedere al suporterilor, dar uneori îi mai linge în fund pe ăștia pe DDV, iar se ceartă cu ei, nu știu, nu-mi place chestia asta la el. Da, și începuse cu Craiova odată, în fine, m-a dezamăgit el pe mine. Deci, dacă ești cu DDV, ai rămas cu ei, dacă nu, nu mai ești, înțelegi? Știi, nu poți să zici, bă, nu mai sunt prieten cu ăla. Înseamnă că n-ai fost niciodată prieten cu ăla. Înțelegi ce zic eu? Cine mă înțelege, mă înțelege. Lungu, ce e acolo? Eu zic că dacă n-aduci glorile apoi, nu reușești nimic. Păi, în primul rând, glorile. Și uite, vreau să vă dau un exemplu foarte interesant. La un meci acum de curând... Nu mai știu la care, scuzați-mă că nu mi-amintesc exact meciul care era. Se sfătuia Burcă ce schimbări să facă sau ceva și știți cu cine se sfătuia el? Cu Colceag. Deci el se sfătuia cu Colceag în loc să se sfătuiască cu Iulică Mihăiescu. Deci tu l-ai pe Iulică Mihăiescu care a fost acolo, nu știu de câți ani acolo pe bancă, care știe tot ce mișcă râul Ramul la Dinamo și tu nu vorbești cu Mihăiescu și vorbești cu ăla, cu Colceag.
Deci ce să vă mai spun? Asta e, la mine sunt niște lucruri care contează foarte mult. Deci tu trebuie să aduci în primul rând, trebuie să aduci niște oameni acolo care au zvâc. Un genul meu așa cum, nu dă ăștia care, manglitori. Manglitorul iese ăsta, bă, am vorbit cu Lupescu, echipa joacă, avem încredere în Burcă, Nicoleta asta. Ce să faci cu el? Este președinte, bă, când se duce acolo, când îi zice nu știu care ceva, păi sare pe el, îi mănâncă ficatul. E acolo, e alături de Dinamo. Știe ce înseamnă rivalitate, știe ce înseamnă aia, știe când să pună presiune pe arbitri, știe ce să zică. Păi zice prostul ăsta că cu CFR-ul ne-a dezavantajat ca țigan. Bolovanul ăsta. Da. Că nu mai e Dinamo ce a fost, păi nu mai e pentru că sunteți voi proști. Dacă voi erați la un nivel mare, asta e. Băi, acolo cu țăla nu poți să știi tu ce a fost, mă. A fost ceva, un dedesubt. Poate a fost și el păcălit. Eu îl cunosc pe țăla și na, nu cred că a făcut el, că a vrut el nu știu ce să facă și că a fost el în combinații. Eu din câte am înțeles, au cerut niște personaje ca să fie paravane cum e acum și s-au oferit. Asta e. Dar nu se știa că da, se ajunge acolo. Cu cel de la Dinam, de la radio? N-am ce... Eu aș vrea să-l prind pe Pokémon la o dată. Crede-mă, aș vrea să-l prind o dată pe Pokémon ăla, să-l fac pe ăla pe cap de sulă, să-l fac eu zdrențe. Eu aș vrea să-i prind și pe ăștia, să intru eu într-o conversație cu Burcă. Chiar aș vrea să... Uite, să-i pun eu niște întrebări lui Burcă. Referitor la tehnico-tactică. Și eu vreau să-i spun instar, bre, nu am făcut nicio școală de antrenor, nu sunt un antrenor, nu mă proclam că sunt mare tehnician, dar uite, suporterul din mine vrea să întrebe niște lucruri. Și îl întreb eu. Pe ce criteriu aleg jucătorii? Cum a făcut? Să intre într-un live cu mine dacă ești mecher. Asta. Chiar cu radio căcat, cu ăla n-am ce să discut. Ăla e prea... E sub mine, jos. Și Andre e om, ți-a zis, știe fenomenul, știe despre fotbal, despre fotbalul dinamovist, știe, înțelege ce înseamnă. Băi, eu vreau să vă explic o fază. Voi ăștia din generația tânără spuneți că e normal ca tu suporte din Dinamo să te duci să-i vezi pe echipurile pe City, pe meciul, pe stadionul lui Stâna și să te duci cu șapcă în cap care scrie pe ea FCSB, mă? Ia spuneți-mi aici toți, părerea voastră. Da, am vorbit de stadion, se face. Păi nu-l cunosc pe Șendre, nu mai mă întreba de Șendre, te rog eu. Nu-l cunosc, nu-i prieten cu el. Nu știu dacă el mă cunoaște, dacă... Eu l-am văzut așa, am citit articolele lui. Am citit un articol pe Fanatic cu el. I-am urmărit activitatea așa. El e ziarist, nu pot să mă compar eu cu el. El e la alt nivel, e... Na. Eu sunt un suporter, ți-am zis. Eu dacă vrea să facă live, cum să intre și el, te poate să intre pe aici să facem două cu el. Na. Ce farsă? La ce te referi, Cristian? Păi n-a a, farsa aia cu coreografia, da. Dar eu vă spun vouă, spuneți-mi mie, dacă voi să considerați normal, chiar vreau să vă aflu părerea voastră, pe Facebook am rămas șocat. Considerați normal să te duci pe să spui tu, tu ai pune mă pe tine, vreun dinamovist ar pune pe el, numai, eu nici n-aș pune nici să mă ating de tricoul lui Stâna. Sau să-mi pun o șapcă pe cap eu. Păi eu iau și, Doamne, nu se poate așa ceva. Au vrut să fac odată niște colegi la muncă, când lucram în România, de mult, să fac o glumă, să mă învelească, să-mi pună un prosop cu, sau nu știu ce, o emblemă de-al FCSB. Și pentru mine, nu, a fost, i-am luat la bătaie, am pocnit pe acolo, deci a fost nasol. Deci eu nu pot să fac, nu pot să concep așa ceva, deci eu asta nu, sunt șocat când vă văd pe voi, dinamoviștii tineri, că acceptați așa ceva, nu vă deranjează, nu e nimic pentru voi. Băi, frate, eu înțeleg că antrenorul trebuie să fie bun, adică, băi, eu aș fi acceptat, uite, vine un șumudică la noi și e antrenor meserial și îl accept, să zicem, sau pe Răzvan Lucescu, poftim. Îl accept, a fost antrenor prin altă parte, n-a fost la Dinamo, nu știu ce, la la la, și îl accept pe el să vină încoace, nu? Da, spun, băi, e specialist, las, asta e bun, îl recomandă cunoștințele lui care le are. Bă, da, ăsta e și prost și idiot de recunoaște niște lucruri, adică spune faza asta și a pus șapca în cap, s-a dus și a făcut coreografie, și că a fost pe stadion acolo. Și după aia voi spuneți că nu e nimic. Că nu e nimic. Uite, și eu acum citesc în comentariile voastre că, uite, tu spui, Alex, că nici 50.000 de euro să-ți dea.
Și uite-te, sunt colegi de-ai tăi care spuneau, adică colegi, de vârstă cu tine, din aripa tânără, care, bă, dar ce a făcut, mă, ce, e, căcat, ce? Unul mă întreba, că de ce îi spun spurcă? Păi îi spun spurcă, mă, că e spurcat, e spurcăciune. Cum adică? Și-a pus șapca pe cap și s-a dus și a făcut coregrafie. Și după aia la televizor a fost acasă că a făcut coregrafie cu doar din Dinamo București. Da, și cu na mâna meciul și mai multe, faci niște lucruri contra lui Dinamo și pentru Stână. Dacă amâna meciul cu Stână, după aia prindea pe Stână mai chinuiți. Dar nici noi nu ne-am revenit într-un final. Băi, încă ceva. Voi l-ați văzut pe burcă ăsta cum se îmbracă? Voi l-ați văzut pe burcă ăsta că acum se mai îmbracă la costum, dar l-ați văzut cum se îmbrăca cu hanoracul DDB? Voi vi se pare normal ca el e antrenorul lui Dinamo să se îmbrace cu însemnele lui DDB? Îl plătește DDB-ul sau el ce reprezintă? Până la urmă, noi nu trebuie să confundăm o asociație de cămătari care a fost creată pentru a lua bani de la voi, de la oameni, în scop caritabil chipurile și după aia împrumutată lui Dinamo, noi trebuie să confundăm asociația aia cu Dinamo București. Deci eu când îi văd pe ăștia că toți, băi, DDB, DDB, când te salută unul zice DDB. Nu mai zice DDB, lasă-mă de aia cu DDB. Ce, ce? Da, băi, la Radio Negoiță, nu știu, se duc ăștia așa că sunt de la club. Că de la club, înțelegi? Și dacă zic că aia, adică acolo le spune. Păi au acces la niște informații și se află anumite lucruri, că s-a accidentat ăla, că nu știu, și pe tu ca Dinamo te duce acolo să mai auzi una, alta, nu știu ce. Chiar dacă știi că ea sunt petarde și niște oameni care nu... Dar problema știi care e? Că te îndoctrinează cu niște idei care nu sunt corecte, înțelegi? Deci te îndoctrinează cu niște idei care nu sunt corecte, deci asta e problema numărul 1. Dacă tu ajungi ca dinamovist să concepi tu că Burcă e un antrenor care... El spune, dacă ați văzut, el declară că el e dinamovist. Asta mă enervează. Putea să spună, băi, fraților, stați așa puțin. Eu am jucat la Dinamo, sunt antrenor la Dinamo, dar eu nu țin cu Dinamo. N-am ținut cu Dinamo. Acum sunt profesionist, îmi fac meseria. Dar tu vii și spui că ți-ai pus șapca pe cap și că te-ai dus cu un prieten în tribună și că încerci să dai în deasta și după aia spui că nu, că tu ții cu Dinamo și nu știu ce. Cum a spus-o că și că îi plac femeile lui, care parcă mă interesa pe mine. Băi, fără să... Nu pe tine, nu pe tine, nu pe ăla, câțiva, dar pe mulți îi îndobitocește, îi se duc acolo. Și le spune, le zice ideea acolo. Burcă-i bun, Burcă-i minunat, Burcă nu știu ce, îl saltă în... Păi a fost o discuție acolo, ții minte, eu nu știu cum puteți să urmăriți voi materialele, chiar nu pot să înțeleg. Am uitat eu odată și spuneau ăia de acolo că trebuie să-i facă lui Burcă statuie. Și că vor ca la nou stadion să-i facă lui Burcă statuie, că ne-a promovat. Bă, băieți, voi înțelegeți ce vorbim aici? Ce să fac un program fix de live-uri? Cum adică? Opa, ce este aici? Le-a zis MTH lucrurile pe față, i-a făcut praf pe Niculescu și voi. Bă, nu-i vorba să faci praf, că știi cum e treaba? Mai sunt unii care au interese. Mai erau ăia care... Unii îl vreau pe Ciomca, să nu știu pe care, și lătrau la ăsta, că eu n-am niciun interes, eu n-am pe nimeni, eu nu vreau decât unul care să fie cu bani la Dinamo și să ne respecte pe noi pe suporte, să vină să ne zică anumite lucruri, să comunice cu noi, cu suporterii, să ne trateze ca lumea. Dinamo să joace pe cele mai bune terenuri, Dinamo să joace tot timpul la superlativ, să fie gazonul, să aibă condiții pentru suporterii pe stadion. Dinamo să aibă jucătorii cei mai buni, să facă frumos, să aibă antrenori ca lumea, să ne mândrim. Nu ce e acum. Înțelegeți voi ce spun? Da, sunt ăștia, fac propagandă. Păi asta e ideea, vezi? De asta spun eu. Și ce? Îi pune și șapcă. Pe statuie. Da, blăduț, asta e tare. Deci îi pune la statuie, îi pune și șapca cu FCSB pe cap, când îi face statuia. Nu, că ce, că ai zis că ăsta cap destul o să stea în genunchi, în fața, deci așa e statuia. Spurcă în picioare cu șapca aia pe cap, al lui FCSB, și de asta cap de sură în genunchi, știi? Cu Diana în gură. Ce ce? Hai rapid. Uf, uf, uf.
Da, și doi mici cu muștar în mână. Așa e. Da, uite, zice cineva care ține cu dușmanul și spune că uite că ne duce dorul la meciurile alea de mult. Și așa e, că simțeai că savurezi fotbal, acum ce căcat. Joci cu CFR-ul, joci cu căcat. Astea sunt echipe surogate, echipe care azi sunt, mâine nu mai sunt, că o să se desființeze. La Dinamo tot timpul va fi, eu știu, acum să trecem printr-un moment rău, dar oricând, oricând se va ridica. Clar, și noi suporterii ducem echipa asta mai departe și o însuflețim. Înțelegeți? Asta e ideea. Ei nu au o bază de suporteri. N-au... Se uită doar aia din... Se uită doar... Cine ține cu stâna, mă? Alex, cu cine vorbești? Vorbești cu mine, tu? Te țin eu cu stâna? Sau ce zici tu acolo? CFR se desființează? Normal că când o să se ducă dracu și ăla și patronul ăla. O să intre în datorii să vezi în ce datorii intrați voi și să vă duceți în căcat. O să vedeți voi. Voi sunteți echipă trecătoare, doar clujenii țin cu echipa aia. Sunteți o echipă de oraș. Înțelegi? Cum e farul la Constanța, dețineau ăia toți constanțenii, țin cu farul. Așa și voi la Cluj. Înțelegi? Sunteți echipe trecătoare prin istorie. Cum a fost și Slobozia, cum astăzi. Asta ați făcut. A avut bani, el a făcut treabă, profesionist acolo, nu pot să-i dați, se va duce la și n-aveți istorie, n-aveți suporteri. La o echipă de fotbal în sufletiți de suporteri, ai masă de suporteri în toată țara, ai o echipă de top, nu? La revedere! Clujenii țin cu Cluj. Da, bine, am văzut că era cineva, m-a întrebat de CFR pe aici și m-am gândit că e din Cluj. La CFR sunt mulți investitori, o să vedeți că nu o să mai fie chiar așa. E Varga. Când se zice Varga, s-a dus căcatul. Și ăla mi se pare că a băgat cam mulți bani și e pe minus și o să vedeți voi ce se întâmplă la CFR. Deja simțiți reculul. Deci CFR-ul se duce în jos. Și vreau să spun că sunt echipe trecătoare, echipe care sunt mici. Înțelegi? Iuhas? Bă, Iuhas, nu știu, nu-l cunosc personal. Omul l-aveam pe lista de prieteni, era pe la mine, pe acolo, dar nu-l cunosc personal pe Iuhas. Am văzut că a făcut lucruri interesante, a dat bani acolo, a sprijinit, nu știu ce, în ce măsură și care-i treaba, și primește bani înapoi, nu știu care-i treaba cu Iuhas. Dacă îl susține pe Radu, pe Negoiță, pe ăla, pe Neghiniță, pe cap de sulă, nu știu. Nu știu ce dedesubturi ar fi între ei. Probabil că l-a sponsorizat puțin și a făcut o reclamă pe la el pe acolo, cine știe, au contract, au asta. E vorba de bani. Da. De regulă știi tu, spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Înțelegi? Deci dacă... Cam asta e ideea. Fără să jignesc pe nimeni, no offense. Da. Au ieșit la rampă, că au făcut, că au adres, că au dat bani, că acum și ia bani. Câte conturi fake. Băi, înțeleg că nu ne ridicăm deocamdată la nivelul CFR, dar eu vreau să spun altceva. Nu contează banii care îi ai, nu contează și rezultatul că poziția pe care ai în clasament. Contează ce masă ai de suporteri, cine te susține, că asta e interesant. Noi avem în toată țara ăștia, pe cine îi susține pe CFR-ul? Doar din Cluj de acolo și ea se împart în două. Și cred că mai mult sunt cei care țin cu Clujul decât cu CFR-ul. Și atunci spunem totul. Tu ne-ai auzit că ei n-au galerie când vin, n-au nimic, sunt... încă un subiect care vreau să vă... și cu asta închei, cu subiectul ăsta. Și vă rog să-mi dați feedback-ul vostru. Ați observat că... Da, comic asta, CFR-ul suporte, da. Ați observat o chestie, că la coregrafiile PCH sunt din ce în ce mai slabe? Care e explicația din punctul vostru de vedere? Coregrafiile, ultima a fost dezastroasă aia, cu la Cătălin Hâldan a fost cu niște cerceafuri de alea. A fost un cerceaf cum făceam noi de acum 30-40 de ani. Făceam noi cu de alea, vopseam cu cerceafuri și veneam, că n-aveam serigrafii, n-aveam
de astea, de imprimerii, n-aveam nimic. Nu mai vine lumea la meci, asta este, nu mai au sponsori, nu? Băi, Alex, tu ești în PCH, nu? Te duci în PCH, fii atent. Vreau să te mai întreb ceva pe tine. Care-i schema asta cu Sudu? Eu înțeleg acum, Sudu s-a rupt de PCH, să zicem, da? S-au rupt două facțiuni și s-au băgat în Sud acolo. Și au făcut-o ei o altă concepție, da? Eu înțeleg acum. Dar din moment ce ăștia PCH-ul îl cântă pe burcă, ăștia alții cum de sunt de aceeași părere cu el? Adică eu nu înțeleg o chestie. Și dacă sunteți în galerie acolo și voi vedeți că joacă prost Dinamo și vă spune nu știu care, bă, hai să-l aplaudăm pe burcă. Voi cum faceți? Să-l aplaudați pe ăla așa că v-a zis ăla? Sau cum înțeleg cum faceți voi? Noi nu eram așa, noi nu puteai să ne... Când eram noi, ne duceam în galerie și în... Băi, frate, când vreau să spun ceva, eu prin 89-90, când mergeam frecvent pe galerie, da? 91-92 chiar. Băi, frățicu, la meciuri importante era full stadionul și galeria era toată. Deci tot stadionul urla și era ce să, nu ca acum, înțelegi? Iar nu putea să te facă cineva să ții tu ce vor ei, înțelegi? Nu știu cum să-ți explic. Și spuneți-mi și mie, ce face Sudu? Cum? De ce Sudu e de aceeași părere? Sau cum faceți voi în galerie? Cum vă împăcați voi să spuneți exact ca aia? Adică, cum poți să strici tu ce zice ăla? Păi se desființează că trebuie să ia banii să fugă, mă. Ăia banii aia care a împrumutat așa, ia pe ce o zvârtă și fuge. Se ascunde. Și văd ei ce fac. Renaște Sudu, trăiască Sudu, dar tot aia, tot pe cecașul zic eu că e. Înțelegi? Că se mută în partea aia altă. Da, mă înțeles, dar cum faceți voi tu dacă vezi, de exemplu, că ăia sunt petarde? Și nu trebuie să... Trebuie să luați atitudine, voi trebuie să fii atent. Voi, Galeria Ultras, care ne reprezentați pe noi, noi suntem acasă, noi nu putem să venim. Fii atent, eu sunt la 3000 și ceva de kilometri, ăla nu știu unde e, tot. Sunt departe, noi nu putem să venim la meciuri. Voi vă duceți. Ce faceți voi? Vă duceți acolo și dacă voi aplaudați și sunteți mulțumiți, ă, proștii au să zică că tot așa poate să facă, că nu se întâmplă nimic. Înțelegi? Dar dacă voi îi impulsionați și vă arătați nemulțumirea, ei atunci înțeleg că nu e ok și trebuie să-și revizuiască atitudinea, să pună mai osul, să-i chemați la gardul să le zic, bă, așa le făceam noi. Îi chemam și, bă, azi, mă, de ce faci așa? De ce? Să bagi osul, vrem să jucați cu determinare, vrem să nu știu ce. Dar voi nu, voi aplaudați și nu e ok. Păi da, dar eu nu înțeleg acum, fii atent. Eu asta înțeleg să... De asta vorbesc cu tine acum mai exact. Pentru că știu că te duci în PCH, da? Bun. Bă, voi sunteți ultra și de frontline. Voi trebuie să îi faceți pe ea să înțeleagă, să le transmiteți mesajul nostru. Deci nu ne convine. La toți, la marea majoritate, nu ne convine ce vedem acolo. Voi dacă îi aplaudați pe ea și bravo, suntem cu voi, la, nu știu ce... Ăia ce înțeleg? Bă, dai pisici. Noi da și dacă mâncăm bătaia, nu e nicio problemă. Nu? Nu trebuie să faceți, fii atent, știi care e treaba? Voi nu trebuie să luați atitudine târziu, după ce a retrogradat echipa. Asta e ideea proastă care aveți în cap. Voi nu trebuie să... Păi, dar n-ai putere, dar cine-i face pe aia să aplaude, mă? Că nu, eu nu pot să spun, mă, băi, vine un PCH acolo și îi întreb eu pe aia, bă, ție-ți place ce joacă Dinamo? Bă, ție-ți place? Toți îmi zic că nu. Și cum vă prostește pe voi? Vă cântă aia locotenenților ăla, șefii de sectoare acolo. Vă spune aia ce să strigați, hai acum, nu știu ce. Și voi gata, bă, frate, mie dacă nu-mi convine, eu plec de acolo măcar, dacă ea nu vor să... Nu vor să ia atitudine, băi băieți, nu se poate și ceva să strigăm, pleci de acolo. Și rămân 2-3, rămân ei acolo, îi scandează 10 inși. Și atunci îi vede lumea cine sunt, dar voi stați acolo lângă ei și cântați, ca să faceți poze. Nu e ok. Înțelegi?
trebuie să înțelegeți voi. Și te rog eu, dacă vorbești cu băieți de-ai tăi, cu prieteni de-ai tăi, tot așa de tineret ca tine, discutați problemele astea care vi le spun eu, pentru că nu e normal. Noi trebuie să le arătăm ce nu ne convine, mă. Asta trebuie să facem. Dacă nu le arătăm ce nu ne convine, nu să-i huiduim, să-i batem după ce a retrogradat. Trebuie să-i impulsionezi ca să nu se ajungă acolo. Trebuie să-i arăți, bă, nu-l vrem pe burcă. Nu ne place ce jucați. Și atunci ăștia ia măsuri, spun eu, că nu poate să facă, să se pișe contra vântului. Înțelegi tu? Nici așa cu aruncatul pietrei în autocar nu e ok. Dar nu să aplaudați, mă, când vine la... Când vine ea la margine, vin la margine după când au mâncat bătaie. Îi chemați acolo și vorbiți cu ei. Bă, și le spuneți, bă, nu vă e rușine, mă, cum jucați. Înțelegeți? Să-i face să înțeleagă că nu sunteți și pe burcă, nu trebuie să-l aplaudați, trebuie să-l huiduiți pe ăla. Asta e ideea. Cam asta e, fraților, pentru seara asta. Mai discutăm. Alex, sper că mai intri până live-uri. E foarte interesant să discut cu voi. Dacă mai aveți prieteni, recomandați-le să vină și ei pe live. M-a interesat să vorbesc cu cât mai mulți tineri. Pentru că noi ăștia din generația noastră cam înțelegem. Uite, cei care sunt de vârstă cu mine sau mai mari, cam înțeleg și sunt de aceeași... Eu o să intru, uite, mâine seară după meci, de exemplu. Eu o să anunț tot timpul pe Facebook. Anunț pe Facebook, postez acolo. A, în seara asta intru pe live. Postez înainte. Când n-am de gând să intru, nu intru așa pe nepusă masă, cum s-a zice. Știi? Anunț și după aia intru pe live. Și vă rog pe toți, contul meu de Facebook e Robert Munteanu, Dinamoviști de Elită. Vezi că sunt și în grupul Dinamoviști de Elită. Mai poți să intri pe pagina Dinamoviști de Elită pe Facebook și acolo găsești, că ce postezi la mine pe cont, postezi și acolo. Vedem cum facem, eu v-am spus, mai vorbiți și voi acolo și chiar m-ar interesa să vorbesc cu tineri, foarte mulți tineri, asta mă interesează. Iată, bă, ăsta și-a făcut un cont fals ca să zic că să nu mai latru, că nu-l lasă doarme. O să dor somnul lui tata, mă. Că este arbâțul. Un mesaj pentru suporte. Trebuie să fim, să ridicăm ștacheta, frate. Trebuie să ridicăm ștacheta și să le arătăm la ăștia din conducere, la păcălici ăștia, că ne pricepem la fenomen. Că știm ce e aia fotbal și că vrem calitate la Dinamo. Vrem ca Dinamo să se respecte și atunci dacă le cerem lucrul ăsta, Dinamo va redeveni ce a fost. Asta trebuie să facem în primul rând. Hai, de aici pleacă totul. Și de asta vreau tineret, vreau cât mai mulți tineri să urmărească și să pun întrebări, să vorbesc cu ei. Vreau să vă văd cum gândiți și să discut cu voi, pentru că voi sunteți viitorul, voi trebuie să preluați ștafeta mai departe. Asta e ideea. Ăla dormea pe TikTok, dar chiar că... Nu mai susțineți mediocritatea, exact, spunea cineva acum. Nu mai susțineți mediocritatea și încercați să... Noi trebuie să înțelegem un singur lucru și cu asta închei. Dinamo a fost, în primul rând, una dintre cele mai mari echipe din România și eu zic că cea mai mare, cea mai puternică. Da, a dominat fotbalul românesc an de-a rândul și zeci de ani. O echipă ca asta n-are cum să moară. Nu are cum să moară datorită suporterilor care susțin. Nu contează că vine ăla, că vine ăla la conducere, că ține aia echipa, că nu știu ce face ăla. Noi trebuie să facem exact ce fac englezii. Englezii fac la fel. Îți susțin echipa, susțin, cum se zice, nivelul ăla de exigență. Și asta, le cer tot timpul mai mult și îi țin acolo în plasă. Nu trebuie să-i lași, bă, stai mă, că mie îmi convine, mi l-a adus pe Moura, da, bă, păi când ți l-a adus pe Moura sau un șef, păi tu i-a luat atitudine, bă, ce faci, bă, ăsta e jucător de Dinamo, pac, ăsta stă, mă, trebuie să aducem unul ca lumea sau nu știu, adică bagă la cap și știu că o să fie huiduiți, știu că nu o să vină suporte la meci. Ei vor ca să aibă,
Să mă cac eu în gura lui Măta, mă, idiotule. Să-i dau lui Măta cu moțul în gură. Gata, încheiem aici live-ul, ne vedem mâine seară după meci și o mai vedea după aia cu cum ne permite timpul și ne așteaptă meciul ăsta de la Hermannstadt, o să fie nasol de tot și trebuie să vedem cam cu ce ne prezentăm acolo. Dacă stau bine să mă gândesc, Burcă s-a păstrat tot timpul stilul ăsta, abordarea asta. Echipa care a reușit să câștige n-a schimbat-o și a intrat pe sistemul următor, pe același sistem în meciul următor. Așa că ne așteptăm la echipa care a jucat și care a făcut egal cu CFR-ul să dea piept cu Hermannstadt. Vom vedea. Nu e echipă mare, Hermannstadt trebuie bătută. Cam asta e treaba. Veniți pe stadion. Da, tata. Ce zice să joace Iulian? Iulian Roșu, nu? De el e vorba. Da. Nu știu ce are cu băiatul ăla. Chiar nu înțeleg. Vom vedea. Mai discutăm despre ce indisponibilități vor fi. Din câte știu, nu joacă, nu va juca Moura și la Rusea. În rest, vom vedea. Se pare că Homao ăla și-a revenit. Nu știu, o să mai vorbesc să vedem care trebuie. Da, decât Bena. Dragi prieteni, doar din Dinamo București este din noastră. Vă salut. Numai bine. Noapte bună.